Doamnelor și domnilor, stimați invitați, bine ați venit la Biblioteca Municipală Radu Roseti. Iată, într-o după-amiază frumoasă, liniștită, de mai, se întâmplă ceva important în municipiul Onești și mai ales în Biblioteca Radu Roseti, ediția 8-a a reuniunilor culturale Alexandriada. Eu sunt Ionuț Tenie, directorul Bibliotecii Municipale Radu Roseti și gazda dumneavoastră, alături de partenerii noștri, timp de 3 zile, domnul Brăneanu, Uniunea Scriitorilor Filiala Bacău. E bine să ne încălzim sau să ne răcorim aplaudând. Domnul profesor Dănilă, un alt partener și susținător al acestei manifestări, Societatea Cultural-Științifică Vasile Alexandrii Bacău. Grație dânsului am adus în acest an această 8-a ediție la Onești și ne bucurăm foarte tare. Mulți dintre dumneavoastră nu sunteți din Onești, poate nici din județul Bacău, ați venit de pe drum și sper să vă facă plăcere ceea ce vedeți și să vă simțiți bine în următoarele zile. Biblioteca Municipală Radu Roseti în ultimii 20 de ani a evoluat de la nivelul de bibliotecă tradițională, caracterizată prin organizare spațială, colecții și împrumut de publicații la domiciliu și prin săli de lectură la nivelul de centru cultural zonal sau hub cultural, care pe lângă serviciile tradiționale are acum și servicii ce au la bază tehnologia informațiilor și comunicațiilor, servicii de folosire a bibliotecii de la distanță, dar și realizarea numeroase evenimente culturale și artistice pentru comunitatea din Onești și nu numai. Așadar, sunt mândru că organizăm în acest an la bibliotecă această ediție care se anunță una foarte incitantă și interesantă. Vor fi 3 zile de conferințe, de discuții, de premii, de vizite importante. Spre exemplu, mâine vom vizita cel mai important așezământ monahal din județul Bacău. Este vorba de Mănăstirea Bogdana din comuna Ștefan cel Mare. Inclusiv vom vedea fondurile de carte veche și icoane din ce datează de la 1642. Tot mâine vom vizita Biserica din Borzești și muzeul. Va fi un moment de reculegere și de punerea unei coroane la mormântul fiicei lui Vasile Alexandrii, Maria Bogdan. Și tot mâine după amiază, pentru cei interesați, vă așteptăm, pentru că vom deschide cea de-a doua zi la bibliotecă de la ora 15, cu un moment poetic și muzical pregătit de elevii Colegiului Dimitrie Cantemir, după care vor avea loc mai multe lansări de carte și reviste. Cartea Reuniunilor Culturale Alexandriada, activitatea lui Vasile Alexandrii pe tărâmul literaturii române, va fi o surpriză, o să vă dezvăluie mai multe domnul profesor Dănilă. Și tot despre aceasta va vorbi Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene Petre Dulfu din Baia Mare. Sunt câteva expoziții de carte dedicate lui Vasile Alexandrii, dar să nu uităm de expoziția foarte interesantă pe care o puteți vedea deja la intrare în aulă, în această sală, a domnului profesor Vilică Munteanu, o expoziție de medalii dedicată tot lui Vasile Alexandrii. Așadar, sunt 3 zile frumoase în care o să descoperim multe lucruri interesante și sper să vă facă plăcere șederea la Onești și la Biblioteca Municipală Radu Roseti. Și pentru că acest eveniment nu putea fi posibil fără sprijinul și implicarea financiară a Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Onești, l-am invitat în această după-amiază alături de mine pe domnul viceprimar cu atribuții de primar, domnul Adrian Jilcu. Îl rog să adreseze câteva cuvinte din partea oficialităților și mulțumim că sprijiniți acest eveniment. Bună ziua, Hristos a înviat! După cum știți, Primăria Municipiului Onești a susținut și va susține în continuare activitatea cultural, educativă și sportivă. Noi ne bucurăm că această ediție a 8-a a acestui eveniment are loc la Onești.
în cadrul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti, o bibliotecă, după cum ați văzut, total refăcută și modernă și digitalizată. Nu-mi rămâne decât să vă urez succes și să vă felicit pentru participare. Mulțumesc! Mulțumim și noi și știu că mai aveți multe lucruri administrative, așa că domnia sa se va retrage în câteva minute. Înainte de a da cuvântul următorului invitat sau partener al acestei manifestări, aș dori să vă spun faptul că mâine, după cei care sunt invitați din alte orașe, după vizita oficială de la Borzei și Mănăstirea Bogdana, o să vă rog cei care au de conturi de făcut să vină aici la bibliotecă pentru a rezolva din timp aceste probleme. Dumitru Brăneanu, președintele Uniunii Scriitorilor Filiala Bacău, un domn care ne-a ajutat mult să organizăm acest eveniment și care a mobilizat pe mulți dintre dumneavoastră, este alături de noi în această după-amiază și îl invit să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule Brăneanu? Hristos a înviat! Suntem, nu, în această perioadă a triodului, a Pentecostarului și atunci e normal să ne manifestăm creștinești. Mă bucur că sunt foarte mulți membri ai filialii noastre azi aici la Unești. Înseamnă că Unești are magnetismul necesar pentru a putea aduna scriitori, oameni de cultură, profesori, elevi, studenți, la o manifestare dedicată acestui complex personaj, dacă vreți, care a fost Vasile Alexandrie. Suntem la cea de-a 8-a ediție Alexandriadei. Am avut 3 ediții în anii... Am început în 2017. Pe vremea aceea ne sprijinea Consiliul Județean și am avut posibilități să facem într-adevăr, să începem împreună, chiar 2007 l-am început cu primăria municipiului Bacău, după ce am făcut doar Consiliul Județean 2018-2019. A venit pandemia și am găsit alte metode. Domnul profesor Danile, care e sufletul acestei manifestări, știi că am reușit până la urmă să menținem cursul acest eveniment cultural. Este un eveniment cultural și care merită toată atenția și mă bucur că avem și presa cu noi, dar în primul rând le mulțumesc scriitorilor, membri ai filialei care și-au făcut timp și au lăsat poate treburile de acasă să fie astăzi aici cu noi și în aceste 3 zile. Eu sper că va fi o întâlnire plăcută, dincolo de schimbul de informații, dincolo de a ne mai aminti unii de alții, de a încerca și de a mai face schimb de experiență, schimb de cărți, de reviste, tot ceea ce ține de cultură. Și de aceea cred și sunt convins că când o să plecați de aici sâmbătă, o să aveți un regret în suflet. A spun, parcă era bine dacă mai stăteam. Eu așa cred. Da, vă mulțumesc. Oricum, am să intervin puțin în program și să rog, da, domnul director, dacă vreți, domnul Vinică Munteanu, să ne prezinte expoziția și pe urmă de medalii și pe urmă să intrăm în conferința noastră legată de Alexandrie, Ștefan cel Mare și Borzești. Vă mulțumesc și vă doresc și vă simțiți în plenitudinea dezvoltării noastre intelectuale și culturale. Vă mulțumesc! E deschis, da. Așa. Fiecare om are câte un hobby. Unii spun câte o păsărică.
alții au câte un stol. Mă număr și eu printre aceștia. Încă din copilărie am avut așa pasiunea colecționării. Am bășbuit printr-una, printr-alta, pentru ca la un moment dat să mă decid pe medalistică. Decizia a fost luată în momentul când am intrat în urmă cu aproape 50 de ani în Arhivele Naționale. Până atunci colecționam timbre. Un coleg îmi spune, la vreo două săptămâni, lăudându-mă eu cu timbrele, ți-aș recomanda să nu colecționezi timbre pentru că în arhive sunt foarte multe valori filatelice. Iar un colecționar greu rezistă tentației. La vreo două săptămâni am vândut tot. Eram în București, m-am dus la Talcioc, la Târgu de Vechituri și m-am apucat de medalii. Așa au apărut în colecția mea medalii și cu Vasile Alexandrei. De-a lungul timpului s-au bătut relativ puține medalii dedicate acestei mari personalități a neamului nostru. Oarecum vitregit față de alte personalități. Dar dintre acestea, din tot ce s-a bătut până în momentul de față, îmi lipsesc vreo 3 medalii. Și am să încerc să vă prezint în ordine cronologică medaliile din colecție. Prima medalie, bătută în 1905, are pe avers chipul lui Vasile Alexandrie, este o medalie din bronz aurit. Se vede că a mai fost șlefuit aurul, s-a mai pierdut. Pe avers bustul poetului și inscripția Marele Poet Național al României, iar pe revers anii 1821-1890, ani naștere și deces, și 1905, anul baterii medaliei. Și una din strofele dragi nouă tuturor românilor, hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României. Aceeași medalie, fără toartă, cealaltă avea toartă, dar din bronz argintat. Argintul s-a mai șters câte puțin. Oricum, aceste medalii, din cele care le voi prezenta, apărute până în 1940, sunt în foarte puține exemplare. O altă medalie cu toartă de 33,5 mm, statuia ridicată la Iași în memoria lui Vasile Alexandrie, care, așa cum cei care o știu în fața Teatrului Național, este pe un bloc de piatră și în mâna dreaptă are o carte, iar mâna stângă o ține sub bărbie în semn de cugetare. Lui este dedicată lui Vasile Alexandrie, 1821-1890, Țara Recunoscătoare. Pe revers este descris statuia ridicată în Iași
la 22 mai 1905, în zilele regelui Carol I, prim-ministru fiind Grigore Cantacuzino, ministrul industriei Vlădescu, iar primar al Iașului Gheorghe Lascăr. Aceeași medalie, de această dată din bronz aurit și care este cu toartă. Cu o mică diferență, Iași 1905 față de cealaltă unde era trecut Iași 22 mai 1905. Aceeași medalie ca și precedenta, dar din alamă cuprată, deci alamă acoperită cu cupru. La fel ca precedentele, dar din alamă argintată, se mai vede ceva argint. O medalie din cupru aurit, aurul se vede mai mult pe revers, bustul lui Vasile Alexandrii și pe revers statuia poetului flancată de înscrisul pe două rânduri, statuia ridicată în Iași 1905, iar circular, cine era ministru și primar al Iașului. Nu o să insist prea mult pe numele lor. Aceeași medalie, cu același conținut ca și precedenta, dar care nu are înscris numele autorului, la fel ca la cealaltă, și nu are toartă. O medalie cu toartă din aluminiu, pe avers, după cum se vede, chipul lui Vasile Alexandrii, între două ramuri de laur, de măslin, dedicată lui Vasile Alexandrii, iarăși țara recunoscătoare, și pe revers, legenda, statuia ridicată în Iași 1905 și iarăși repetă primul ministru, ministrul instrucțiunii și primarul. Aceeași medalie, dar din bronz. O plachetă rombică, destul de rară, bătută tot în 1905, 27 pe 27 de milimetri. O compoziție simplă, dar foarte sugestivă, chipul poetului, anii 1821-1890, iar pe revers, o liră într-un medalion perlat în amintirea ridicării statuii lui Vasile Alexandrii, autor sculptorul medalist Șaraga. O, vă spuneam, rară și una dintre cele mai reușite medalii, plachete dedicate lui Alexandrii. O medalie cu toartă, cu din argint, statuia lui Ștefan cel Mare și are pe aceeași imagine pe avers ca celelalte patru pe care le-am prezentat, iar pe revers dedicația cu semnătura reginei în în centrul medaliei, în cupa lui de aur, el bea numai lumină, semnează Elisabeta, regina Elisabeta. Aceeași medalie, ca și precedenta, dar din bronz. O medalie cu toartă și bronz, din bronz aurit,
care are aversul identic cu medaliile 9 și 10, vă rog, prezentate anterior, și cu, iar reversul cu cele de la numerele 12 și 13, respectiv cele precedente. Aceleași elemente ca și cea de dinainte, numai că aceasta este din bronz argintat. În 1906, imediat după ridicarea statuii lui Vasile Alexandrie, deci anul următor, o medalie de 55 de milimetri, chipul lui Vasile Alexandrie și anii, 1821-1890, în partea inferioară pornesc două ramuri, una de laur și una de stejar, iar pe revers, statuia ridicată în Iași, în onoarea lui Vasile Alexandrie, același text al Elisabetei, în cupa lui de aur, el bea numai lumină. În partea inferioară este o cupă simbolizând premiul acordat pentru poezia Ginta Latină. În 1940, Academia Română a comandat o medalie dedicată împlinirii a 50 de ani de la trecerea în eternitate a poetului, bustul lui Alexandrie pe avers și pe revers memoriei lui Vasile Alexandrie, Academia Română și Ministrul Educației Naționale cu prilejul semicentenarului morții lui, august 1940. Iată că și Bacăul în 1990, la aniversarea unui veac de la ridicarea în ceruri a sufletului marelui poet, această medalie are pe avers chipul lui Vasile Alexandrie, sub care este semnătura cunoscută 100 de ani de la trecerea în eternitate. Pe revers este Casa de Cultură Vasile Alexandrie din Bacău, medalie realizată de secția numismatică Bacău a Societății Numismatice Române. Autorul moral al acestei și sufletul acestei medalii a fost Relu Zanfir Stoian, regretat, dar un mare, mare colecționar de valori ale neamului nostru. În același an, tot la monetăria statului s-a bătut această medalie, 100 de ani de nemurire, Vasile Alexandrie, și pe revers este clădirea Teatrului Național, în fața căruia este și statuia lui Vasile Alexandrie. O plachetă realizată pentru Vasile Alexandrie în 2001, chipul lui Vasile Alexandrie și Casa Alexandrie din Bacău. Casa în care se pare că s-ar fi născut poetul. Două medalii bătute, deci aceasta este prima, în tombac argintat la Romberfil Ploiești, chipul lui Vasile Alexandrie și extras din mitrica de la Mitropolia de Iași, la anul 1818, luna iunie 14, s-au născut în târgul Bacăului Vasile Alexandrie. O medalie asemănătoare, Vasile Alexandrie, în aceeași serie, de această dată, lucrările Sfântului Botez,
ale domnului Vasile Alexandrii, în paranteză pătrată, s-au săvârșit de preotul Ioan de la Biserica Precista în arătatul târg al Bacăului. Sunt acele controverse, s-a născut în 1818 sau 1821. Nu deschid eu acum o asemenea dezbatere, eu am o anumită părere, alții au alte păreri. Sau unii avem o părere, alții altă părere. O medalie realizată în urmă cu 2 ani la ediția 6-a Alexandriada și în negativ, medalia care vă va fi oferită mâine. Acum e pe drum. Cred că a trecut de Buzău spre Râmnicu Sărat. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim pentru descrierea foarte interesantă a medaliilor din colecția personală a domnului profesor Vilică Munteanu, medalii pe care le puteți vedea live chiar aici în holul de la intrarea în aula Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. Ele vor mai rămâne în bibliotecă probabil până la finalul acestei luni. Îl invit pe domnul Dumitru Brăneanu să ne vorbească și să ne spună teza pe care a pregătit-o legată de Vasile Alexandrii. O să vorbesc de jos totuși. Dacă vreți, mă ridic în picioare, nu e problemă, cum stabiliți noastră. Despre Vasile Alexandrii se pot spune foarte multe lucruri. Este personalitatea, dacă vreți, care a dominat partea a doua a secolului XIX-lea, atât din punct de vedere cultural, cât și politic, diplomatic, a fost implicat în toate evenimentele care au măcinat nu numai societatea, să zicem, românească, cea de Moldova, dar și cea europeană, cu Revoluția de la 1848, cu ceea ce a însemnat Unirea Principatelor și celelalte evenimente care au avut loc, Comuna din Paris, dacă vreți, de la 1871 și așa mai departe. S-a spus foarte mult despre Alexandrii, s-a vorbit foarte mult despre Alexandrii și cred că pe bună dreptate. Însăși, Eminescu recunoaște ca cel rege al poeziei, da? De până la Eminescu, ce a urmat pe aceeași timp. Vasile Alexandrie a fost fiul medelnicerului Vasile Alexandrii, 1792-1854, și al Eleniei Alexandrii, născută Cozonia, 1800-1842. După unii cercetători, anul nașterii ar putea fi 1821, 1890 sau chiar 1818. Locul nașterii este incert, deoarece nașterea s-a petrecut în timpul, repet și subliniez, refugiului familiei Alexandrei în munți din calea armatelor Alexandrei Psilanti. Se consideră că s-a născut undeva pe raza județului Bacău. A avut un frate Iancu Alexandrii și o soră Catinca Alexandrii, căsătorit cu Constantin Rola, boier și un politic român, militant înfocat pentru unirea Principatei Române la 1859. Și acest Rola a fost și ministru mai multe rânduri în guvernul Moldovei. Tatăl acestui, Vasile Alexandrii, s-a căsătorit în 1816 sau 1817 cu Elena Cozoni, fii capitarului Dumitrache din Târgu Ocna. În anul 1818, tatăl poetului s-a ocupat, printre altele, și comerțul de sare, conducând caravane de sare de la Târgu Ocna spre Râul Plut pentru export, în partea Imperiului Țarist. Alexandrii și-a petrecut copilăria la Iași și la Mircești, unde tatăl său avea o moșie și unde a revenit pe întreaga durata vieții sale să-și găsească liniște. A început învățătura cu un dascăl grec, apoi cu dascălul maramureșan German Vida. Între anii 1828 și 1834 s-a deschis la Iași pensionul lui Victor Cuenim, spătarul Alexandriei l-a înscris pe fiul său la pensionul francez, unde a studiat alături de două mari personalități, Mihail Gogălnicianu și Matei Milu, actorul, de care l-a legat o mare prietenie și admirație și pentru care a scris tirițile și o mare parte din cântecele comice.
În anul 1834, împreună cu alți tineri boieri moldoveni, printre care viitorul domn Alexandru Ancuza și pictorul Ion Negulici, a fost trimis la studii la Paris, unde și-a dat bacalaureatul în anul 1835. În 1837 s-a pregătit pentru un bacalaureat în științe, urmând cursuri facultății de inginerie pe care nu a terminat. Asta știa poate mai puțin. În 1838 apar primele încercări literare în limba franceză. Junarila Marie Leobrigand Leoptit Rumont, Serată. În anul următor s-a întors în țară și a ocupat un post de administrație până în 1846. Împreună cu Costache Negruți a făcut o călătorie în Italia, care a devenit motiv de inspirație pentru novela romantică Buchetieria de la Florența. Buchetieră la Florența. În 1840, împreună cu Mihail Gogălnicianu și Costache Negruț, a luat conducerea teatrului din Naș și a început activitatea de dramaturg, care a dus cele mai constante succese. Opera sa dramatică însumează circa 2000 de pagini, rămânând cel mai rezistent compartiment al activității sale literare și va constitui baza solidă pe care se va dezvolta dramaturgia românească în principalele sale direcții tehnice, comedia străină și drama istorică. În noiembrie s-a jucat Farmazonul de Hârlău, iar în februarie 1841, Chinovnicul și Modista, ambele preluate din piese străine. În 1842 datează importanta sa călătorie în Munții Moldovei, în urma cărei descoperă valoarea artistică a poeziei populare. Scrie primele sale poezii în limba română, pe care le va grupa mai târziu în ciclu Doine și care sunt foarte strâns legate de modelul popular din care a luat naștere. În 1844, împreună cu Mihail Gogălnicianu și Ion Ghica, scoate săptămânalul Propășirea, în care poetul va publica versuri ce vor fi incluse în ciclu Doine și Lăcrămioare, iar la 11 ianuarie se reprezintă piesa Iorgo de la Sadagura, comedie de rezistență în dramaturgia scriitorului. În 1845, cu ocazia seratului literare de la Mânjina, o cunoaște pe Elena, sora prietenului său Costache Negru, de care se îndrăgostește și căruia, după moartea timpurie din 1847, la doar 2 ani după ce a cunoscut-o, îi dedică poezia Steluța și apoi întreg ciclu de poezii Lăcrămioare. Între anii 1846-1847, Alexandri ține un jurnal în care își declară iubirea față de Elena Negri. Jurnalul, document biografic, este scris în limba franceză pe o agendă mică de 59 de file. Nu o să vă citesc, nu credeți vă citesc tot, nu. Încă câteva referiri despre Alexandri și pe urmă pe cei care sunt mult mai în domeniu ca mine. Vasile Alexandrie a fost unul dintre fruntașii Revoluției la 1848. Mișcarea evoluționară din Moldova a avut un caracter pașnic, fiind denumită în epocă Revolta Poieților. La 27 martie 1848, la o întrunire a tinerilor revoluționari moldoveni, care a avut loc la hotelul Petersburg din Iași, a fost adoptată o petiție în 16 puncte adresată domnitorului Mihail Sturza, petiție redactată de către Vasile Alexandrie. După înfrângerea mișcării pașoptiste, Vasile Alexandrie este exilat. După ce călătorește prin Austria și Germania, se stabilește la Paris, unde se întâlnește cu alți militanți pașoptiști munteni. Din perioada exil datează poezia Adio Moldovei și Sentinela Română. În 1849 pleacă împreună cu ceilalți exilați la Brașov, apoi în Bucovina, iar în toamna același an la Paris. Deci a și scris Iorgul de la Sadagura, știm că Sadagura este un cartier al Cernăuțului. Scrie primele cântece comice, Șoldanul Viteaz, Mama Angelușa și câteva scenete comice și muzicale. Se întoarce în țară în luna decembrie. În 1855 s-a îndrăgostit de Paulina Lukasievici, cu care a avut o fată, Maria, pe care mâine o vom comemora la Biserica Borzești, născută în noiembrie 1857. Culmea că au fata s-au căsătorit 19 ani mai târziu, pe 3 octombrie 1876, la Mircești. Din 1860 se stabilește la Mircești, unde rămâne până la sfârșitul vieții, chiar dacă în lungile perioade de timp a fost plecat din țară în misiuni diplomatice. În 1882 este ales președinte al secției de literatură a Academiei. Călătorește în Franța pentru a primi premiul oferit de Felibri, este sărbătorit la Montpellier.
Montpellier. Îl vizitează pe ambasadorul României la Londra, prietenul său Ion Ghica. Pleacă la Paris în 1885 ca ministru al României în Franța. În 1889 primește vizita poetului francez Prudhomme și Le Condolisle. Vasile Alexandri s-a stins în viață din viață la 22 august 1890, după o lungă suferință, fiind înmormântat cu toate onorile la conacul său de la Mircești. Aș mai adăuga o singură chestie. Lui Vasile Alexandri îi datorăm faptul că după unirea din 1859 a fost cel trimis și a fost primit de împăratul Napoleon al III-lea, culmea, unde astăzi este ambasada română. Acolo era, de fapt, casa privată, palatul privat al împăratului Napoleon al III-lea și a fost primit de către Napoleon al III-lea. Bine, erau toți masoni, știm chestia asta, dar asta a ajutat foarte mult pentru că Napoleon al III-lea a fost cel primul care a recunoscut unirea Principatului. Îi datorăm și acest lucru lui Vasile Alexandri. Vă mulțumesc și sper să auzim lucruri interesante. Mulțumim și noi domnului Brăneanu și am să predau ștafeta domnului profesor Ioan Dănilă de la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău pentru a continua și pentru a-i prezenta pe următorii invitați care vor susține comunicări în această după-amiază. Domnule profesor? Nu. Acum? Da? Bine, mă aud și eu. Da, Hristos a înviat, vă spun și eu. Ați înțeles că mă așteaptă așa o încercare, în sensul că trebuie să moderez activitatea care urmează. Nu-i deloc ușor. Aș vrea însă, înainte de toate, să vă actualizați imaginea programului nostru și, dacă ați observat, pe program sunt patru chipuri. Este Vasile Alexandri, este în dreapta Maria Bogdan, fiica lui Vasile Alexandri. În partea de jos, în stânga, este Ștefan cel Mare și în partea dreaptă Constantin Brâncoveanul. Da, depinde ce... pe program sunt trei, da, dar în programul celălalt sunt, da. Acum, fiecare dintre cele patru chipuri are motivația lui și vom avea, cum ați aflat poate, v-a spus domnul director, deci avem un program de trei zile. Acum avem un colocviu pe care l-am intitulat cu vorbele Mariei Bogdan. În 1929, Maria Bogdan a publicat singura ei carte de memorii, Autrefois et aujourd'hui, 1929. O bună parte din această carte este rezultatul consemnării de către Vasile Alexandri într-un jurnal a faptelor mai importante din viața lui. Ca atare ar fi trebuit să fie doi autori acolo, nu numai Maria Bogdan, ci și Vasile Alexandri. Cartea respectivă ne-a folosit pentru, cum spun, pentru acest generic și de aceea am și adăugat o semi-traducere în limba română, i-am zis acum și altă dată ca și acum, nu? Autrefois et aujourd'hui, altă dată și acum. Dar l-am pus noi și pe ca acolo. Da. Și de aceea colofiul pe care l-am imaginat am vrea să fie o actualizare a datelor despre Vasile Alexandri. Și pentru ca să nu lungesc eu vorba, rog pe Mihai Botez pentru început să ne prezinte un detaliu legat de operă și de... Da, Mihai? Dar am o rugăminte, dacă ne iubiți, 10 minute, vă rugăm. Pentru să lăsăm... Da. Să lăsăm o să vă rog la pupitru aici. Haideți să-l și aplaudăm, vă rog. Pentru întrebări.
Dați-mi voie să vă aduc de pe meleaguri nemțene salutul confraților mei de acolo și al meleagurilor din acea parte. Mihai Botez este cel care semnează așa critică literară, critică de întâmpinare și lucrări scrise în alte limbi străine, iar pseudonimul meu literar este Mihai Stâncaru. Astăzi, eu aici am pus pe ambele, astăzi e Mihai Botez. De ceva legat de critică literară. E un moment important pentru mine, pentru că ceea ce vă voi spune acum are legătură cu ce se întâmpla în urmă cu 50 de ani. Îmi alegeam subiectul de lucrare de licență și era vorba de un scriitor pe care ceilalți colegi mei nici nu vreau să-l vad, să-l audă. Dar cine o fi ăsta? Eu l-am întâmplător studiindu-l de aproape 2 ani, l-am făcut cunoscut încât toți colegii mei știau mai multe de la ce discutam noi. E vorba de un globetrotter, cum se spune într-o formulă modernă, un om care, dacă nu ar fi colindat lumea, nu ar fi fost scriitor niciodată. Și a ajuns cunoscut, a intrat în istoriile franțuzești și cunoscut întreaga lume, ca fiind Blaise Cendrars, așa, cel cu niște cărți care s-au vândut în tiraje extraordinare. Ce legătură are cu tema de astăzi? M-a inspirat ce am scris eu acum 50 de ani în lucrarea mea și m-am gândit la Alexandrie. Și o să vă citesc câteva rânduri de aici. Tema este Vasile Alexandrie și turismul ca sursă de inspirație poetică. Ideea romantică în surgintea și substanța ei că scriitorul și în special poetul este pus în pasă creatoare, adică alimentat cu inspirație de o instanță metafizică, nu rezistă rațional dincolo de mitul ei din antichitate. Știm că scriitorul așa era gândit în antichitate, inspirat de o muză. Ei, astăzi, acesta este un mit, astăzi, de multă vreme, și știm că altele sunt mobilurile care îl pun pe scriitor în pasă de a deveni un artist în literatură. Bun. Deci am să simplific din ce am eu aici și o să mai fac o trimitere în paranteză. La Neamț, acolo la noi, este un scriitor, Vasile Baghiu, care m-a intrigat într-un fel când a spus eu am creat un curent literar numit himerismul. Și a spus, explică, ce vrei să spui cu asta? Omul acesta și-a imaginat întâi niște locuri pe glob, să le spunem, și apoi s-a dus să le viziteze. Întâi a scris despre ele și apoi s-a dus să verifice dacă intuițiile sale în legătură cu anumite locuri de pe planetă corespund cu, mă rog, cu realitatea din teren. Eu am făcut o aplicație și am zis să urmărim în creația poetică din prima parte a lui Vasile Alexandrie, care sunt cauzele eficiente, ca să folosesc o sintagmă așa din filozofie, ce se vor concretiza printr-o destul de rodnică recoltă tezaurizată. Printr-un simplu artificiu de imaginație să ne închipuim la ce ar conduce ca rezultat lăsarea de o parte din ciclurile poetice inițiale, doine, lăcrămioare, mărcăritărele, suveniruri, a poemelor ce poartă mențiunea locurilor. Deci în edițiile pe care le consultați veți găsi, deci locurile și anii unde acestea au fost compuse. Procedând astfel, prima constatare neechivocă ar fi faptul că toate volumele menționate, dacă ar lipsi aceste poeme, ar consemna o lipsire de aproape tot ce conțin ele mai notabil. Și asta întrucât le-am sărăcit de piese reprezentative și chiar definitorii. O să vă citesc doar așa, în trecere, câteva dintre ele. Sora și hoțul, mențiune Hangul 42, 1800, da? Altarul Monastirei Putna, Bucovina 43, O noapte la țară, Mânjina 45, Pescarul Bosforului, Constantinopoli 45, Gondoleta, Veneția 46, Pe Marea Neagră, Marea Neagră 47, Bosforul, Constantinopoli, fără an, Pe un album, Mehadia, Floarea Oceanului, Biarritz, Stelele, Sevilla, 53, Bălcescu murind, Palerma, spune el, fără an,
la Sevastopol, Sevastopol 55, Moldova în 57, la Iași, același an. Surorii mele, Paris 57, pilotul Turin, scrie poetul, Torino, deci, 59, căderea Rinului, Neuhausen, 73. Ce concluzie am tras eu, cel puțin măcar pentru mine, că localizarea și datarea unor astfel de poeme, oferind în sprijin elemente autentificate de pana scriitorului însuși, sunt sau pot fi de utilitate pentru istoricii literari care îi jalonează poetului itinerariile creațiilor de pe întreg parcursul local și temporal al producerii lor. Cititorului însă, care parcurgând oricare din acestea își pune problema veracității lor, îi înlătură supoziția că ar fi vorba de pure fantazii, produse spontane ale unei imaginații zburdalnice. Și mai mult ca sigur, aceasta este și intenția de bază a poetului, care le consemnează cu scrupulozitate locul și data nașterii, ca să zic așa, spre a-și dezvălui sursele poetice originare, care au contribuit la stimularea, la imboldul de a puncta un sentiment, o idee, un peisaj exotic, o întâmplare locală, etc. Fără să fie avut prilejul de a vizita ca turist, ca să revin la titlul pe care l-am comunicat, o parte din localitățile menționate, e greu să presupunem că poetul ar fi rememorat din alte surse de documentare, orale sau livrești, legende precum a călugăriței ispitite de un haiduc să părăsească locul deprimant al înstrăinării ei în lume, cel de la Hangu, sau legenda ctitoriei mănăstirii Putna de Ștefan cel Mare, prin trecerea cu voinicii lui la trasul săgeților cu arcul, Bucovina. Figuri exotice, precum luntrașul din Bosfor sau gondolierul venețian, populează un imaginar poetic bine conturat și cu particularități distinctive care se rețin ca unicat. Se cunoaște din istoria literară că poeții romantici, Goethe, Byron, Shelley, Hugo, cei nordici în primul rând, dar nu numai ei, au fost atrași fizic de locuri exotice, meridionale sau orientale, având ca rezultat izvodirea unor creații de mare rezonanță literară. La fel a făcut și Alexandrei și cred că bine a făcut, pentru că suntem mai bogați cu un număr de poeme care rămân în istoria literară. Vă mulțumesc! Hai, mulțumim, Mihai Botez. Și da. Da. Aș vrea să nu lăsăm pe domnul primar să plece înainte de a-i mulțumi și de a motiva încadrarea celei de-a opta ediții în acest perimetru al Oneștiului. Deci mulțumim primăriei Onești, mulțumim bibliotecii municipale și trebuie să vă, probabil că știți din biografia lui Alexandri, așadar fiica lui Vasile Alexandri, Maria Bogdan, este mormântată la Borzești, tot acolo este fostul conac din vremea lui Alexandri. Moșia Patrașcane a făcut parte din moștenirea pe care Alexandri a lăsat-o fiicei sale și cred că ar trebui să revenim peste niște ani, dă-ne Doamne sănătate la toți, să revenim peste niște ani aici și să auzim că în acel perimetru unde este și Biserica Ștefaniană și stejarul de la Borzești va fi un loc puternic marcat Alexandri. Mulțumim încă o dată, domnule primar, pentru tot. Da. Da. Se află printre noi un domn care reprezintă un ONG extrem de interesant și îl rog pe dumnealui să ne spună despre ce este vorba. Vine de la Fetești, din județul Ialomița. De la Constanța veniți acum, bine. Ca domnul primar, cu dânsul aveam ceva să-i spun, dar o să-i spun cu prima ocazie. Mi-ați dat mingea la filă. Mă numesc Nițu Ion, sunt vicepreședinte la Asociației pentru Păstrarea Memoriei lui Vasile Alexandri. Președinte este domnul Bogdan Cristinel Liviu, care într-adevăr locuiește în Fetești. Feteștiul lui Ion Vlad,
cel care a făcut atâtea operări în localitatea dumneavoastră, chiar la intrare, avem simplul acela. De ce îmi pare rău că a plecat domnul primar? S-a discutat acum despre conacul de la intrare, de la Borzești. Ce legătură are conacul cu cel care lipsește de pe imagine? Și cred că anul viitor va fi cu Constantin Cantemir. Deci conacul acela a fost luat de estimabilii comuniști înainte să apară legea, în data de 7 martie 45. Deci pe 6 martie de la comuniști învățăm cutezanța. Ar trebui să învățe actualii. I-au venit pe 6 martie la putere, pe 7 martie au luat conacul. Legal l-au luat după ce a intrat legea în vigoare. De unde l-au luat? De la cine l-au luat? De la nepotul lui Vasile Alexandri. Bogdan Vasile Henri. Bogdan Vasile Henri, care a lucrat 33 de ani în corpul diplomatic și avem acest memoriu. Nu mai a avut pensie și dona sânge să trăiască de pe o zi pe alta. În România a fost comunist. Și are... De unde Bogdan? De unde Bogdan? De unde Bogdan? Căutam... Vă dați seama, îmi imaginam așa, într-un ideal, domnule, trebuie să ajung la Bogdan Vodă. N-am ajuns. Am ajuns la Constantin Cantemir. Deci Constantin Cantemir, Dimitrie Cantemir, Antioch Cantemir, și avea o fată, Ruxandra Alexandra, da? Care se căsătorește cu Lupu Bogdan și coborâm. Lupu Bogdan, Ion Bogdan, stolnic. Următorul, Dimitrie Bogdan, căsătorit cu Smara Antaroseti. Manolache Bogdan, căsătorit cu Anica Ghica. George Emil Bogdan, căsătorit cu Maria Alexandri. Și apoi avem Vasile Henri Bogdan, Rudolf Cristian Liviu și undeva avem un Teodor înaintea lui Constantin Cantemir, iar Bogdan Cristinel Liviu are un fiu Teodor. Sursa, că trebuie să discutăm cât mai documentat, nu? Dinastia Cantemireștilor, coordonată de un dacă îmi permite să termin un sobor de academicieni, un număr foarte mare de academicieni în Republica Moldova, iar în arborele genealogic avem această situație care sunt convins că este greu de contestat. Deci în acest moment avem nepotul lui Vasile Alexandri și stră nepotul lui Constantin Cantemir, care, repet, a lucrat în corpul diplomatic, a fost lăsat fără pensie, iar fiul său a fost deportat în Bărăgan și până în 66, când a murit taică-su, nu a putut să ia legătura. Sursa, dosarul de la CNSAS. Și dacă v-am spus că mă cheamă Nițu, v-am spus de unde Bogdan, de unde Cantemir și de unde Nițu. Până la urmă, cu ce ocazie pe aici? Avem din 1908 o ediție a poeziilor populare ale românilor. Da. Aveam un semn de carte, dar nu. Dar l-am găsit. Și avem undeva Oltul și spune așa, citez, nu, un fragment. Oltul erou blestemat, ce via și-a tulburat și te repezi ca un zmeu, de mă oprești pe nițul meu. Și la un moment dat vine nițul, băiete, ce faci, pui ca să te aștept, busuie cu anegri și așa mai departe. Sper că la un moment dat, stimatul domn profesor Dănilă, care ne cunoaște numai prin telefon, e prima dată când ne întâlnim, deși se mănânc și fizic, sper să spună, e unul care luptă mai bine decât mine, cu atât mai țării, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Îmi iertați parafraza. Un moment care, de respect pentru Vasile Alexandri, a fost în 2010 la Palatul Cotroceni, la Muzeul Cotroceni, Vasile Alexandri, un prieten al casei regale. Pe lângă faptul că acum când am venit pe stau oile acolo la acel loc care
cred că domnul primar nu știa că există o legătură cu Cantemir, adică dacă ar fi fost numai cu Alexandrie și ar fi fost suficient, cu atât mai mult se va potența tendința de a respecta amintirea și să vă arăt statuia lui Vasile Alexandrie din Constanța, da? Cu același primar din Constanța, că așa sunt oamenii, a întrebat domnule, dar unde să-l, dacă luăm de acolo, unde îl pune? Este în Parcul Pionierilor abandonat. Și am spus, da, domnule, în fața, pe strada Vasile Alexandrie este un soclu unde a fost Ioan Neroman. Ioan Neroman a fost dus în fața bibliotecii, a rămas soclu. După două luni a dărâmat acel soclu. Bravo, națiune, halal să-ți fie. Vă mulțumesc și dacă mai doriți întrebări, am informații, am. E foarte puțin din cât avem. Avem acte de la 1880, avem actul de căsătorie al Mariei Alexandrie cu Bogdan Vasile, cu George Emil Bogdan. Avem documente cât am putut. Și cred că la un moment dat o să fim complementar cu domnul profesor. Ce avem noi cu ce are dânsul nu va fi o fuziune, că va fi bomba atomică, măcar o fisiune ca să creăm energie. Vă mulțumesc! Da. Mulțumim, domnule avocat. Sper să fie reținut exact denumirea ONG-ului dumneavoastră, Asociația pentru Păstrarea Memoriei lui Vasile Alexandrie. Am zis bine? Am zis bine. Da. Cu sediul la Fetești, da? Sau la Constanța? Așa. Da, am înțeles. Da, la Fetești, unde locuiește Bogdan Cristinel Liviu, cel care ar fi trebuit să fie aici cu noi, a venit însă vicepreședintele asociației, este nepot al lui Vasile Alexandrie, de fapt, pe linia Bogdan. Da. Bun, mulțumim frumos și dacă ați observat, avem așa o prezență insolită a studenților de la Facultatea de Litere din Bacău, care vor avea un moment spre final, nu acum. Acum, fiindcă am vorbit despre cei din sală, despre public, aș vrea să rostesc două nume și primul este al lui Teodor Ardelean, care se află aici, la prezidiu, să spunem, care vine de la Baia Mare, este directorul Bibliotecii Județene Petre Dulfu, de la Baia Mare, împreună cu Gabriel Stan, veniți de la aceeași bibliotecă, oameni care au venit aici la prietenii lor. Dacă rețineți, în România sunt trei biblioteci care pot servi drept model de organizare și de management cultural. Constanța, Onești și Baia Mare. Avem aici pe... A fost un context, domnul Corneliu Bădan ar putea să ne spună mai multe, chiar împreună cu domnul Brăneanu, în anii 90, când s-a pus la cale acest triunghi al celor trei biblioteci cu adevărat reprezentative pentru România. Da. Dar e un subiect pe care îl vom relua poate mai târziu. Da. Îl rog pe Ion Fercu să se apropie de noi, așa, și apoi Petrica Isachi. În sală sunt membrii filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România. Despre Ion Fercu n-are rost să spun ceva, este arhi cunoscut. Și... Să rămână bună ziua! Vă rog! Organizatorii au riscat și au spus că în afară de filologi, de istorici, de alte personalități, să vorbească și o voce ca a mea, care nu face parte din profesiile sau specializările dumnealor.
Vreau să vă spun două amintiri din copilărie și din adolescență. Dacă ar fi să-mi notez, să-mi intitulez intervenția mea de astăzi, aș intitula-o cam așa, copilăria și adolescența sub vraja lui Vasile Alexandrii. Acum vreo 60 de ani, dirigintele mă striga pe o scenă, era mare, uriașă, a unui sat, la sfârșitul clasei a 5-a, pentru a mi-acorda un premiu. M-am trezit în brațe cu un volum imens, 500 de pagini. Eu, care nu evadasem din luna poveștilor, m-am trezit deodată cu această carte. Înainte de a coborî de pe imensa scenă a satului, dirigintele mi-a spus: ai grijă până în toamnă să citești cartea aceasta. Am stat lipit, lipit, lipit mereu de această carte, poate de teamă că dirigintele în toamnă o să-mi verifice lectura. Ca să nu mai prelungesc povestea, era vorba despre volumul Ion Ghica, scrisori către Vasile Alexandrii. Vă imaginați, știu că ați citit scrisori către Vasile Alexandrii, cam ce lectură de o vară a putut avea copilul acela din mine. Astăzi îmi dau seama că am citit o istorie a secolului european al IX-lea, imperii. Imperii clădite, imperii destrămate, despre libertate, despre uzurpări, despre crime, despre vasalitate, etc. Am întrebat și eu în dreapta și în stânga, în sătucul meu, erau elevi la liceu, mai erau și niște profesori, ceream lămuriri. Nu înțelegeam multe din ceea ce citeam acolo, dar am primit puține lămuriri. Unele dintre pagini însă pur și simplu m-au uimit, m-au vrăjit. Iată, ca să intru din nou în vraja aceasta a lui Alexandrii, prefața la această carte, o scrisoare a lui Alexandrii către prietenul său, prințul Ion Ghica. Iată-ne cu iarna în țară, i-a sosit noaptea pe furiș și s-a grăbit să-și scuture cojoacele pe fața pământului pentru ca să afirmeze stăpânirea ei. A doua zi românii s-au trezit vasali acestei regine aspre, a cărei miniștri sunt crivățul și gerul, a cărei curtezani sunt lupii și corbii, a cărei armată sunt fulgii de zăpadă și surțuri de gheață, a cărei palaturi sunt clădite cu troian. Baba cochetă și sulemenită se mirează în oglinda râurilor înghețate și poartă pe frunte o coroană de brilianturi ce te pătrunde de fiori când o privești și te preface în sloi când te atingi de dânsa. E timp de a se culege pe acasă și de a se adăposti la gura sobii în așteptarea altei regine mult mai atrăgătoare, primăvara, care va detrona în curând bătrâna uzurpatoare. Sperare drăgălașă, ea ne face a răbda despotismul îngrozitor al iernii fără nicio încercare de a răscoală în contra ei, căci orice manifestare răzvrătitoare ar aluneca pe gheață și ar cădea slăită sub un număr înfiorător de graduri de frig. Această introducere în scrisoare m-a făcut să mă îndrăgostesc de acest poem în proză al lui Alexandrii.
și tot acolo și are legătură, ferește, cu Alexandrii, iată un fragment dintr-o scrisoare al lui Ion Ghica. Atunci m-am spăimântat pentru prima dată în clasa a 5, atât cât m-a putut înspăimânta pe mine libertatea. Zice Ion Ghica: iubita Mișe, după promisiunea ce ți-am dat, urmez astăzi epistola mea precedentă cu câteva considerațiuni asupra libertății, asupra acestui cuvânt magic, a acestei zeități în numele căreia de 3.000 de ani tot se fac și se desfac. Nu este publicist, economist sau moralist care să nu zică că vorbește, scrie și luptă pentru libertate. Nu este cap încoronat, nu este un singur om în stat, ministru, cancelar sau vizir, care să nu-și dea cu drept sau fără drept titlul de liberal. Acest cuvânt, libertate, istoria este plină de cruzimele comise în revendicarea libertăților publice și private. Imaginați-vă că sunteți în clasa a 5-a și citiți aceste rânduri. Atenianii se păleau cu libertățile lor pe când în Hăma, pe iloți la pietre de moare și învârteau cu biciul la teascurile de un de lemn. Pe când dau lui Socrate să bea o travă ca să nu mai vorbească de unitatea dumnezeirii. Romanii vorbeau în forum despre libertate pe când mânau sute de mii de robi cu biciul, ca pe turme de vite, la lucrarea edificiilor colosale cu care împodobeau cetatea eternă. Și pe când aruncau pradă fiarelor sălbatice pe acei care îndrăzneau să mărturisească în Crist. Târziu, când am reluat recitirea volumului, n-am mai apreciat darul dirigintelui ca fiind nepotrivit. Doar vârsta mea era total nepotrivită. Am înțeles asta. Și pentru că v-am vorbit și despre adolescență, foarte pe scurt, tot o întâmplare, mă credeam deja expert în Alexandrii, citind eu, așa cum l-am buchisit, acest volum. Și în anul al treilea, draga mea profesoară de limbă și literatură română ne-a trasat ca temă, sarcină, să învățăm pe de rost o poezie de-a lui Alexandrii și să argumentăm de ce am făcut această alegere. Am ales atunci un pastel despre care am înțeles că se va vorbi aplicat și științific astăzi, despre pastel în general, în mezul iernii. Și am argumentat faptul că am fost impresionat de imaginarul excepțional din primul vers, de pildă: în păduri trăsnesc stejarii, e un ger amar cumplit, dar și acea bijuterie stilistică, estetică din ultimul vers, care mă cutremură și azi: e un lup ce se alungă după prada-i spăimântată. Ocupat fiind ca orice licean serios în acea zi, am stat pe holurile internatului liceului pedagogic noaptea târziu și am învățat poemul pe de rost, pastelul pe de rost. S-a întâmplat să deschidă catalogul la mine: ești reșită, argumentează. Am ieșit foarte bucuros, avem nevoie de medii de bursă, zic, gata, 10. Am terminat și profesoara mi-a spus: bravo, 9. Eu fiind și elevul Ghelu de Stelnica, eu un Ghelu de Stelnica regretat la școala de actorie, școala populară de artă, eram numai expert în Alexandrii, eram și actor de acum și m-a supărat rău povestea asta. Și am întrebat de ce.
Întrebare insolentă, în anul de grații 1970, probabil. Și zice, intonația, știi? Și atunci, obrăznicia mea a fost, vă rog, nu mi-ați putea spune cum se recită acest poem. Aceasta a fost vraja mea, care continuă și astăzi cu Alexandrii, și mă mândresc cu faptul că sunt locuitor al acestor ținuturi, pentru că două spirite, ca precum universitarul Constantin Călin și universitarul Adrian Jicu, au făcut statuie lui contemporană lui Bacovia, au reînnoit, iar un om ca universitarul Ioan, biblic, nu Ioan ca mine, cum scrie acolo, va coborât un pic, așa, face niște lucruri extraordinare pentru Alexandrii. Mulțumesc! Ioan Fiercu, vreau să mă adaug, este unul din cei 5 membri ai filialii noastre premiat de către Academia Română. Are premiul pentru romanul, pentru carte, nu roman, auzi, de excepție altfel, prin Subteranele Dostoevskiene. Este o carte excepțională și vă recomand, mai ales tinerilor și tuturor care vreți să intrați profund în gândirea și spiritul lui Dostoevski. Vă mulțumesc! Noi trebuie să vă spunem că de aici, de unde ne aflăm, am văzut o reacție specială în sală, spre ultimele rânduri. Studenții de la Facultatea de Litere zâmbesc și știu de ce, au avut astăzi examen și li s-a cerut să citească, da, am dreptate, așa am auzit, da, să citească un text cu intonație, cu logica textului, da? Și s-a luat și nota nouă. Chiar avem pe cineva aici care a luat nota nouă. Da. Până se hotărăște Petrica Isachi, deja s-a hotărât, sigur că da, probabil a auzit de... În infern, știți foarte bine că nehotărâții au... Eu aș fi văzut altfel colocviul ăsta. Ia. De asta m-am hotărât greu. Deci, Lovinescu spunea că opera lui Alexandrie este o realitate sufletească. Și este o realitate sufletească. De aici trebuie plecat. Pentru că tot ne-am propus să ne mai întâlnim în acest minunat loc și în această ospitalitate oneșteană pe care eu o cunosc și în acest topos cultural de excepție, pentru că Oneștiul este un topos cultural de excepție, cred eu că trebuie să avem în vedere actualizarea lui Alexandrii, actualizarea operei lui Alexandrii. Nu știu cum, avem un talent desăvârșit, să știți că chestia e generală, e pe țară, de a trimite un scriitor undeva în eternitate, de a-l pierde, de a-l mitiza excesiv. Noi nu trebuie să mitizăm scriitorii. Noi trebuie să-i demitizăm. Demitizarea se face prin actualizare și prin trimitere la text. Prin trimitere la text. Foarte, nici vorbă, nu există aproape domeniu, a încercat Mihai Botez să revele, nu există domeniu al literaturii care să nu fi fost plecat, să nu aibă rădăcini în Alexandrii. Foarte important acest lucru. Foarte important acest lucru. Vorbești de teatrul lui Alexandrii, vorbești de teatrul lui Viorel Savin. Se pot scrie tomuri întregi. Universitățile, apropo de intonații și de lecturi, și astea sunt bune. Sigur că trebuie să facă lucrul ăsta. Universitățile noastre, nu știu unde sunt cantonate, numai în literatura română, nu. Nici vorbă în Alexandrii. Credeți dumneavoastră că Eminescu l-a plasat întâmplător în epigonii pe Alexandrii?
Nici vorbă. Suntem în perioada, să mai spun așa, că nu mă pot abține, în perioada alegerilor, nimeni nu s-a gândit, de pildă din oamenii politici vorbesc, să vorbească despre Alexandrii, omul politic. Omul politic de elită. Literatura se adresează elitei. Literatura nu este pentru toți așa cum credem noi. Și cred că direcția asta trebuie să urmăm noi. Și modelul Alexandrii, scriitorul contemporan, se raportează numai la sine. Autoreferențialitatea contează la noi astăzi. Fără să înțelegem că rolul scriitorului este altul. Mai ales în contemporaneitate, mai ales în momentele de astăzi. Alexandrii, dacă trebuie perpetuat, trebuie perpetuat din această relație a literaturii comparate. Nu intru în acest domeniu, pentru că va intra profesorul dr. Gheorghe Iorga, dar numai așa el va fi și interesant. Și actual, și plecând de la text. Textul poate să fie mic, poate să fie o singură. Ori noi nu avem, ne afundăm în generalități, când s-a născut, dacă s-a născut la data aia și așa mai departe. Dacă tot vorbim de familia boierească, să spunem a lui, să subliniem ce înseamnă spiritul aristocratic în literatură. Ce înseamnă spiritul boieresc? De ce boierii minții nu mai există astăzi la noi? De asta n-am vrut eu să intervin, pentru că ceilalți au probabil pe subiecte, dar așa văd eu dezvoltarea. Vreau să vă spun că un scriitor de talia lui Alexandrii nu avem astăzi în contemporaneitate. Adică un scriitor total, polivalent într-adevăr. Polivalent, într-adevăr. Nu-l avem în România astăzi. Fiecare, scriitorii sunt din ce în ce mai egoiști și așa mai departe. Din ce în ce mai partizani, partizanii unei idei, nu partizanii unei realități sufletești, nu partizanii românismului, că asta face Alexandrii. Mulțumesc mult! Mulțumim! Corect. Domnul profesor Isache, aștept o convorbire în oglindă și cu Alexandrii, nu numai cu Borges și cu Mircea Eliade. Vă mulțumesc! Da, intensitatea aplauzelor dumneavoastră spune tot. Da. Ne-a trezit Petre Isache, ne-a trezit și știam, tocmai de asta am insistat să vorbească. În programa școlar pentru liceu, înainte de 90, era un capitol intitulat Mihai Eminescu, deschizător de drumuri, în poezie, în proză, în dramaturgie și nu, era Eminescu. Eminescu. Ei, Petrică Isache ne-a făcut atenți că despre Alexandrii se poate spune același lucru, evident păstrând dimensiunile impuse de context. Da, mă bucur că l-am convins să vorbească, da, pe Petre Isache. Gheorghe Iorga, deja Petre Isache l-a anunțat pe profesor dr. Gheorghe Iorga, traducătorul din persoană, ca să spunem așa, de lucru cel mai vizibil. Nu știu cât trebuie să vorbesc. Da. 10 minute, un sfert de oră, până la un sfert de oră, vă rog. Înseamnă că trebuie să reduc. Mă bucur să fiu la Onești, orașul în care totdeauna m-am simțit bine. Este un oraș aristocrat, oarecum, care în multe privințe rivalizează cu Bacău, mai ales la în ceea ce privește învățământul și cultura. Inițial am vrut să
țin un soi de conferință despre o anumită particularitate a receptării lui Alexandrii, dar am abandonat ideea pentru altă zi, încercând să rezum, cum spuneam, o atitudine față de pastelurile lui Alexandrii. De aceea mi-am intitulat intervenția Pastelurile lui Alexandrii și tentațiile comparatismului. Ideea asta a comparatismului o datorăm unei cărți care a făcut furori în epoca ei, în 1977, când a apărut. Și cred că unii dintre dumneavoastră au ghicit deja despre ce e vorba. Este cartea lui Edgar Papu, din clasicii noștri, care a declanșat cunoscuta bătălie, să-i spunem așa, pentru protocronism. Idee care, din nefericire, nu s-a stins nici astăzi, a cuprins chiar și lingvistica, ultimul domeniu care ar mai fi putut rezista. De exemplu, că tot vorbea Ionică Dănil de ore de latină la universitate, de exemplu, ideea că limba latină se trage, de fapt, din limba dacilor. Și tot felul de aberații care au cuprins o parte a Europei în numele aceluiași tandru progresism. O să pornim în expunerea noastră de la o situație, de la un dat. Toate istoriile literare românești sau cu caracter monografic, cu mici excepții, pentru că totdeauna sunt mici excepții, neglijează contextul cultural-literar al literaturii române, în plan european, chiar sud-est european sau mondial uneori. Asta creează un soi de autism literar. Deci se face o istorie a literaturii române, să zicem, și nu se vorbește despre contextul în care s-a dezvoltat ea. Și avem cazuri suficiente. Pe unele chiar le-au semnalat scriitorii înșiși, cum ar fi cronicarii, nu? Cronicarii scriau ca să demonstreze că se poate o scrisoare de acest gen și în limba română. O scriere, nu? Sau pașoptiștii, post-pașoptiștii, marii clasici, epoca Junimea. Exemplu, în discuțiile cu prietenii mei, mereu îmi pun întrebarea, oare ce se poate spune despre o eventuală sincronizare a, să zicem, a scrierilor eminescene de după 1870, mai ales, cu, să zicem, cu literatura franceză. Când în literatura franceză apăruse, să zicem, Florile Răului, apăruse Rimbaud, apăruse Mallarmé. Ce se întâmplă cu aceste decalaje între pașoptii, să zicem, și literatura franceză, pentru că ea a fost mai prizată în literatura română? Acest lucru creează tot felul de mituri și de iluzii, cum le numește Eugen Negrici într-o carte extraordinară, uitată prea repede, după părerea mea, Iluziile literaturii române. Asta ne-ar îndreptăți să ne vedem locul în literatura lumii și să fie și o lecție pentru literatura contemporană, de exemplu, care încă are nevoie de modele. De aici s-a ajuns unde s-a ajuns cu ceea ce vreau să spun cu Alexandrii. Care este starea de fapt de la care pleacă, cum vă spuneam,
Edgar Papu, eruditul critic și istoric literar, elev, student al lui Tudor Vianu, un om, cei care sunt profesori de română știu despre ce vorbesc, un tip care a avut de suferit, nu? Și mă bucur aici că se află domnul Teodor Ardelean aici, care știe foarte bine lucrurile acestea în calitățile domniei sale. Iată care este, sau care sunt datele problemei, de la care pornește și Edgar Papu. Edgar Papu, care vrea să demonstreze, de fapt, ca să spunem teza, care vrea să demonstreze că Vasile Alexandrie este primul poet impresionist european. Renunțând, până la urmă, în a-l considera și parnasian. De unde pornește? De la faptul că în 1800... Deci e anumite lucruri care se petrec în Europa de la 1867 încolo. Adică anul când Alexandrie începe să scrie pastelurile, nu? În 1867, după cum se știe, are loc la Paris o mare expoziție internațională în care, printre altele, se expun tot felul de tablouri aparținând artei extrem-orientale. În același an, după cum ne învață istoria literară, Alexandrie scrie primele pasteluri, iar în Franța capătă sau începe să capete amploare mișcarea impresionistă, impresionismul în pictură, care avea să revoluționeze multe zone ale spiritualității europene. În 1874, deci după 7 ani, când apăruseră, să spunem, apăruse volumul Florile Răului, al lui Baudelaire, în 1857, și la 7 ani de la moartea lui Baudelaire, are loc tot la Paris, prima expoziție a impresioniștilor, unde vine și școala de la Barbizon, asupra căreia vom reveni. În această perioadă, Alexandrie scrie două pasteluri exotice. Nu? De fapt, sunt singurele cu adevărat. E vorba de Mandarinul, în 1874 chiar, și un an mai târziu, pastel chinez. Deci după ce publicase, nu? Pentru că el de la 1800, între 1867 și 68 își publică pastelurile în Convorbiri literare. Este faza când Alexandrie, și asta trebuie semnalat, din nou semnalat, lucrurile se știu, când Alexandrie are o nouă strategie, începe să fie conștient, ceea ce este un mare lucru pentru epoca aceea, că este un mare scriitor. Este perioada când renunță și la toate demersurile sale politico-diplomatice, când începe să se retragă și, cum spune Eugen Simeon, foarte simpatic, se și însoară. Deci trece la un alt tip de existență, prin intrarea lui la Junimea, când devine, deci, convorbirist, nu? Devine un mare scriitor, este conștient că începe să devină un mare scriitor. La acestea se adaugă, evident, și primul volum de opere, prima ediție de opere, din 1875-76, de la Socec, mi se pare, un volum cu poezie și teatru, nu? Între care și pastelurile.
La acest lucru mai trebuie să sesizăm ceva. În acest sens trebuie să mai sesizăm ceva. Pentru prima dată, Alexandrii renunță la titluri ca pe care le știm, nu? Suvenire, lăcrimioare, mărgăritarele și optează pentru un titlu, pasteluri, chiar dacă rămâne fără, adică nearticulat, un titlu cu o anumită precizie. Este ca și cum așa, dacă vă puteți imagina, ca și cum s-ar fi trezit dintr-un somn, să-i spunem, pașoptist, pasteluri, nu? Deci, doine, lăcrimioare, suvenire, nu? Pasteluri, nu? Parcă și fonetic, așa se simte o oarecare detașare de pașoptism. La fel procedase, și aici începem să intrăm în acest, să spunem, acest așa zis sincronism, pe care o să vedem că de fapt nu există. În 1852, același lucru îl vedem la unul dintre stâlpii parnasianismului, la Teofil Gautier, care în 1852 publică celebrul volum Emo e Came, nu? Emailor și Came, dacă ar fi să traducem, nu știu, Pentru că și acolo el renunță, adică ce titluri erau până la Emailor și Camee? Meditații, ode, deci retorica romantică, nu? Contemplații, toate aceste armonii, poftim? Da. Și apare brusc, deci, cum spune domn profesor, detaliul, adică apar în literatură obiectele, ele se văd de data aceasta, prin parnasianism, care, de fapt, nu, așa cum au demonstrat specialiștii și cum am arătat și eu în cartea mea, când muzele mai purtau corset, era tot retorica romantică, de fapt, dar mascată. În aceeași ordine de idei, Călinescu, dacă ar fi de să expunem această stare de fapt de la care pornim, Călinescu afirmă că Alexandrii presimte parnasianismul. Alexandrii a presimțit parnasianismul și nu s-ar putea ști în ce măsură l-a cunoscut, mergând instinctiv în sensul contemporanilor lui Gautier și Menard. Nu-i interesant? Cele două pasteluri deja creează o atmosferă exotică. Apoi, un alt lucru de la care pornim este chiar ideea de pastel, nu? Care e un termen care aparține picturii, în general, picturii minore, dar rafinate. Numai că în Franța, în perioada aceea, erau tot soiul de curente mișcări literare. Un critic chiar le numește, deci nu mai spune, nu mai vorbește despre mișcări curente, eu știu, alte, ci de triburi literare. Avem naturism, care nu trebuie confundat cu naturalism. Naturism, naturalism, simbolism, decadentism. E prima parte a școlii simboliste, nu? Verlaine o numea școala decadentă. Naturalism, realism, eu știu, poftim? Zutism, asta mai la Rimbaud. Deci acest amalgam de curente literare, a care crede Edgar Papu că a aderat și Alexandrii, noi nu credem așa cum vom încerca să demonstrăm. Apoi, înainte de 1867, vorbim despre anul expoziției care a avut efecte și asupra mișcării impresioniste, începe să se dezvolte un mare interes pentru cultura orientală.
lucru care vin din secolul al XVII-lea, nu? De la traducerea lui Saadi, de exemplu, din 1634. Încetul cu încetul, Orientul pătrunde în Europa, numai că aici vine o mare confuzie care se face între orientalism, ca noi când vorbim despre Orient, mereu folosim adjectivul oriental sau cuism, orientalism. Edward Said, într-o carte celebră, Orientalism, a demonstrat că, de fapt, orientalismul nu este ceea ce vine din neapărat din Orient în sine, ci ceea ce cred, ce proiectează occidentalii despre orientalism. De aici întreaga confuzie. Am lucrat la când mi-am făcut lucrarea de doctorat, teza este despre Omar Khayyam și reminiscențele și cultul în complexele cultului european. În 1859, nu? Omar Khayyam este aproape transferat epocii victoriene. Este vorba de traducere și de o adaptare a lui Edward Fitzgerald la nevoile mari ale de progres ale epocii victoriene, nu? Una dintre cele mai cunoscute faze ale culturii englezi. Deci și acest lucru trebuie luat cu mare prudență, nu? Aceste considerente. Mai mult, Edgar Papu mai face o asociere foarte interesantă de data aceasta, comparând, luând deci niște note pe care le face el la pastel chinez și în care remarcă două lucruri foarte cunoscute, două lucruri emblematice pentru spiritul artei extrem orientale. Și anume, culoarea galbenă, după aceea aveam să aflu că mandarin, de exemplu, poemul Mandarinul, nu? Pentru cine nu știe, mandarinul nu este despre un pom, ci mandarinul ca funcționar în evul mediu. Mandarinii aveau niște ranguri. Ei se deosebeau unii de alții prin culoare. Iar culoarea supremă era galbenul. Culoarea galben și, în al doilea rând, fantezia reducționistă, de transformare, cam cum este astăzi, să zicem, ikebana. Transformarea copacilor, reducerea acestora la niște copăcei în grădina lor. Această micșorare a obiectelor, Edgar Papa o consideră concludentă pentru pastelurile lui Alexandrie. Mai mult, în 1859, un poet francez, Louis Bouilhet, pe urmele ciclului de poeme al lui Théophile Gautier și noazerii, adică chinezării, scrie un ciclu poetic cu motive, să spunem, chinezești. Larg orientare, dar chinezești. Aici e vorba mai ales de partea chineză și japoneză a lucrurilor. Noi intrăm în lumea musulmană, care este extraordinar de interesant. Poemul lui Louis Bouilhet are o denumire Pasărea Tung Wang Fung. I-a fost inspirat de un mandarin care avea, cum spune și Alexandrie în mandarinul, chitie care în vârf e împodobită cu un bumb galben de cristal. Deci pe baza acestei asocieri, Edgar Papu, acum vă dați seama, nimeni nu a demonstrat că Vasile Alexandrie l-ar fi cunoscut pe Louis Bouilhet în Franța, nu? Deși toți specialiștii în Alexandrie au demonstrat că poetul nostru, că scriitorul român, era la curent cât de cât cu ce se întâmpla, mai ales în literatura franceză. În sfârșit, ca să nu
mai lungim așa mult vorba. Ce face Edgar Papu? Ia fiecare, valorifică aceste date pe care o să le dezvoltăm, dacă mai aveți răbdare, dacă nu, cu altă ocazie. Și erudiția, se pare, probabil este unul dintre cei mai erudiți critici istorici literari români și mai ales comparatist. Comparatismul său este formidabil în toate lucrările sale. Dar erudiția aici joacă feste. În sensul că el citește poemele chinezești, cum o să vedem imediat, și le adaptează superficial, adică le suprapune peste o anumită logică poetică pe care o are Alexandrii după ieșirea sa din pașoptism și intrarea în spiritul junimist, dar o face la nivel superficial, mai mult de enunț, nu de profunzime. Pentru că Alexandrii vine dintr-o cultură, iar chinezii erau cu totul diferiți de noi. Deci urmăreau cu totul alte lucruri. Adică mai ales pe linia, dacă ar fi să folosim un termen din estetica lui Ian Mukajovski, pe care îl folosește și Eugen Negrici, de exemplu, narațiunea involuntară, adică acest proces între non-intenționalitate artistică și intenționalitate, nu? Lucrurile mari petrecându-se în concepția sa în zona neintenționalului. Adică se scrie un text, nu? Și peste 500 de ani citim un alt text pe care noi îl considerăm că nu l-a scris autorul, că nu a intenționat să-l scrie. Acest raport funcționează foarte mult în literatură și, după unii cercetători, marea literatură rezistă tocmai în zona sa de neintenționalitate. Și aici dă multe exemple. De exemplu, după ce anunță că Alexandrii poate fi socotit un poet impresionist, mai spune după aceea, poate primul din Europa, apoi este convins că este primul, ar trebui să ne întrebăm ce înseamnă poet impresionist. Termenul acesta, deci impresionismul, nu apare ca o mișcare literară, ca un curent. El apare în artele vizuale, dar nu în literatură. Sintagma folosindu-se mai mult ca o formă de caracterizare, dar nu de apartenență la o mișcare sau la un curent literar. Apoi, punctul forte al studiului lui Edgar Papu este afirmația că impresionismul are la bază notația spontană alcătuită din instantanee, nelegate la oaltă, dar dispuse să creeze în ansamblu efectul unei unități de atmosferă, ca în arta extrem orientală. Că peisajul chinez e alcătuit din goluri, nu? Din ansambluri de insule proiectate în vid. Vă dați seama că aici trebuie educație estetică de alt nivel, adică nu european, de percepție a naturii, care este, de fapt, în Orient, este, și nu numai în cel extrem oriental, ci și în cel musulman, este un mod de percepere a firii. Aceste analogii care se fac și pe care își întemeiază Edgar Papu teoria sa. Da. Apoi, comparații, deci merge cu aceste comparații în literatura, de exemplu, în secolul al VIII-lea, în dinastia Tang, la cei doi mari poeți, traduși în română parțial, Du Fu și Li Taipe, în care face tot felul de analogii cu sfârșit de toamnă și cu strofa a treia, ultimele două versuri din dimineața, din pastelul dimineața.
pastelurile de iarnă. Aici vede Edgar Papu cea mai mare apropiere de estetica orientală. Pentru că albul zăpezii sugerează albul hârtiei din stampele extrem-orientale. Asta este interesant. Intră la raportul natură reală și natură lucrată, nu? Pentru că, de fapt, aici este marea forță artei orientale, în artificial. Să ne amintim, sărind acum așa de la una la alta, că prietenul și colegul meu de grupă, Alexandru Mușina, spunea că poezia modernă începe în momentul când poeții încep să artificializeze. Atunci este primul semn că poezia se schimbă. Aici vorbim despre alte lucruri, dar iată o strofă foarte interesantă din când cauți ceva, nu găsi. Da. Ultima strofă din pastel chinez. Iar colo în vecinătate, sus în turn, ca un hurez, un bătrân pândind cu ochiul, taina dulce o surprinde. El desemnă încet tabloul pe hârtie de orez și se pare că hârtia sub penița se aprinde. Eh? Jos pălăria, nu? În Vasile Alexandrii, cred că mulți dintre noi, dacă ar fi citit prima dată un astfel de, după ce ar fi citit câteva sute de poezii, nu și-ar fi dat seama că e Alexandrii. Aici se întâmplă ceva. Iar pastel chinez e scris în 1875, deci după ce publicase o parte din pasteluri la Junime. Putem continua, dar încerc să vă cruț. Mai trebuie să spun ceva în legătură cu spontaneitatea. Da, uite, imediat. În legătură cu spontaneitatea. Am invocat acum câteva minute cartea celebră și foarte, pe care am iubit-o toți profesorii de română atunci când a apărut. Mă uit la Emilia Bobiu, de exemplu. Sigur a citit-o. Dimineața poeților, a lui Eugen Simion. Tot. E, da, am și eu aici o insulă. Acolo, dacă mai țineți minte, Simion cu farmecul său critic formidabil, spune cum lucra Alexandrii, nu? Mai ales la Mircești, când scria pasteluri, nu? Era o întreagă regie. Deci trebuia să focul să ardă în sobă, să ceaiul să aburească. Poftim? Pisica. Deci o atmosferă să fie cald neapărat. El fiind în general un poet solar, nu? Ei, și privea afară, pentru că la el nu impresioniștii cred că l-au influențat, așa cum aș fi vrut să vă demonstrez, ci mai ales școala de la 1830, cercul de la Fontainebleau, Barbizon, unde era și Corot, Millet, era și românul nostru Nicolae Grigorescu, nu? Care, de fapt, participă la expoziția de la 1867. Mai curând, școala anterioară a lui Corot, nu? Realismul de la 1830, l-au influențat mai mult, pentru că la el vede natura ca pe un tablou pe care o descrie monografic, fără să țină cont de spontaneitățile, de lucrurile acestea care țin de observație imediată. Cum putea să fie el, să zicem, spontan, după ce se pregătea îndelung ca să se așeze la masa de scris?
Adică ce spontaneitate mai e? Și suntem foarte departe în felul acesta de estetica extrem-orientală. Dar despre lucrurile acestea vom mai vorbi și cu alte prilejuri. Este foarte interesant subiectul și promit să ne mai, să mai am ocazia să... Da. Mulțumesc. Mulțumim, domnul profesor. Ați reținut cu toții numele unei doamne profesoare aflate în sală, Emilia Boghiu, pe care o rog să vină în apropierea noastră. Trebuie să vă spun că Emilia Boghiu se întoarce din Italia, a fost în Italia, cam am zis, din Veneția mai precis, cu impresii pe care și le-a notat, să le ascultăm. Da. E și un PowerPoint, da. Așa, eu... Eu am aflat, nu știu dacă e corectă informația, domnul Danilă, că aceste comunicări vor fi publicate într-un material, da, ulterior. Prin urmare, eu, ce să zic, am 5 pagini scrise mărunt, ca să nu credeți că sunt mai puțin cultă decât Gogu Iorga, mă gândesc, așa că tot... Așa n-am să le citesc, să vă dau un pic de pauză. Și să vă spun așa doar câteva lucruri frumoase despre Alexandrii la Veneția, că veți fi fiind obosiți după 2 ore de discuții. Deci o să puteți citi în detaliu cu bibliografie, cu pagini, cu tot ce trebuie, dar poate că acum ar fi bine să ne concentrăm pe 2-3 idei frumoase. Am intitulat... comunicarea asta Alexandrii și modul de a trăi venețianamente. E un adverb italienesc pe care l-am văzut scris pe o plăcuță de marmură pe peretele unui palat, pe Canal Grande. E vorba acolo de poetul Henri Regnier, care a trăit în Palazzo Dario timp de 2 ani, în fine, și a trăit venețianamente. Mi-a plăcut foarte mult cum sună și citind apoi despre Alexandrii, am considerat că îi se potrivește foarte bine. Ce ar însemna asta? Cum adică venețianamente? A trăi așa înseamnă a trăi cu panaș, a trăi cu mândrie, ca ființă liberă. Știți, venețienii și-au construit casele acelea aproape pe mare, pentru a se proteja, pentru a-și proteja averile, pentru a se izola un pic de o altă lume, pentru a fi independenți, și au luptat pentru asta și au reușit să fie multă vreme independenți și a trăi liber și poate așa și un pic libertin, că știm, nu? Că celebrele curtezane venețiene și o viață care era un pic altfel. Prin urmare, e un fel de a trăi mai îndrăzneț, mai forțând regulile, sărind un pic peste ele. Sigur, Alexandrie era dintr-o familie cunoscută, era un om serios, era un intelectual cu ținută, dar are și el curajul uneori de a depăși și de a forța niște reguli. Inclusiv în cultură și în politică, desigur, cum s-a zis aici. Perioada care pe el l-a marcat la Veneția este o perioadă de 2 luni, în 1846, când a fost acolo împreună cu Elena Negri, marea lui iubire. O iubire care practic a ținut aceste 2 luni, pentru că la scurtă vreme după asta Elena Negri a murit, era bolnavă, cred că de TBC, la vremea nu se trata și s-a stins foarte repede. Prin urmare, încă necăsătoriți, dacă știu bine, cred că era divorțată, el încă era becher, nu era căsătorit, 26 de ani avea Alexandrii, la vremea aia, vă dați seama, cu 150 ceva de ani, era scandalos să se întâmple una ca asta și totuși ei au curajul să se duc la Veneția și acolo, la Veneția, la un moment dat, Alexandrii, dacă știu să dau mai departe, ia să vedem, am primit indicații, dar nu așa. Trăiește o perioadă extraordinar de frumoasă, adică orașul de vis, Veneția, care pentru mulți e orașul de vis,
s-a suprapus peste visul de iubire. S-a îngemănat visul de iubire, a fost extraordinar lucrul acesta. Chiar eu punând niște fotografii pe rețele de socializare, mi-am dat seama că dacă pun pozele de la Veneția, nu trebuie să scriu unde ești. Că știe toată lumea unde ești. Adică asta e inconfundabil. Toată lumea știe, e ceva deosebit, Veneția. Elena Negri, pe care aici e tablou pictat de Rosenthal, pe care Alexandri o descrie atât de interesant, un drăgușor plin de duh încântător, ironic, figură malițioasă și plină de grație, fire bogată, generoasă, sensibilă, inimă de înger, închipuire arzătoare și nobilă, în jurnalul pe care l-a redactat în franceză. Este cea care îl face să se simtă acasă. E un concept extraordinar, să se simte acasă undeva. Și iată ce consemnează el. Enfin, în sfârșit. Da? Enfin, nous sommes chez nous et à Venise. În sfârșit, suntem acasă, se simțeau ei acolo acasă. Și la Veneția era cu și. Adică sunt două valori, două concepte care se îngemănează foarte frumos. Veneția are pe aceste canale, vedeți, o strălucire a apei care arată foarte interesant, foarte altfel decât parcă orice apă de oriunde. E un oraș al paradoxurilor și Alexandri, cu sensibilitatea lui, a simțit asta și a preluat de aici niște lucruri. Adică, la Veneția ai niște străduțe foarte mici, o să vedeți mai încolo vreo două poze, atât de mici că dacă întinzi mâinile atingi pereți amândoi. Un labirint, ziduri foarte înalte, imposibil să știi unde te duci. Dacă n-ai GPS, nu mai ești de acolo, că te învârți ca hamster în roată. Și totuși, la un moment dat, străduțele astea dau la un canal și canalul dă în Adriatica. Adică ieșirea din labirint există ca posibilitate și ieșirea în larg, ieșirea la lărgime. Prin urmare, așa cum ziceam, visul... E visul de iubire, e unul și e visul afară, acolo, pe canale, pe străduțele Veneției, existent. Ce a adus Alexandri de la Veneția? A adus Barcarola, ca o categorie poetică inexistentă până atunci. Barcarola fiind, dacă vă uitați în Dex, categorisită ca o poezie care imită unduirile bărcii și mișcările de balet ale gondolierului, pentru că de aici sunt și cele două mari motive literare, gondola și gondolierul. Că dacă eu am pus aici doar o singură strofă din Barcarola venețiană a lui Alexandri, eu în gondolă cu o barcarolă visul tău ginga își voi îngâna și noaptea întreagă ninița dragă încet pe mare te-o-i legăna. Am încercat să citesc ca să simțiți legănarea bărcii și ce frumos zice visul tău ginga își voi îngâna, nu? A îngâna, a repetat după cineva, visul este al ei, al iubitei și bărbatul îngână cumva în speranța de a intra în visul ei, de a face parte, de a fi parte din visul ei, foarte frumos spus, chiar dacă pare simplu și acum nu știu, n-au, eu voi fi o persoană de suet sentimentală, dar din ce am citit, zic eu că orice om are un pic în sufletul lui, nu se poate să nu te topești un pic citind Barcarola sau auzind-o, pentru că fiecare om are în sufletul lui dorința aceea de a trăi măcar o dată, măcar un pic, măcar două luni la Alexandri la Veneția, o poveste din asta miraculoasă. Eu la Veneția m-am dus cu altă treabă, ca să zic așa, am fost pe urmele profesorului Dumitru Irimia. Pentru că anul acesta, 2024, domnul Irimia ar fi făcut 85 de ani și pe 3 iulie se împlinesc 15 ani de când a plecat foarte grăbit. Că aproape că nici el n-a știut că pleacă. De tot dintre noi și am încercat să-i găsesc niște urme. Dumnealui a trăit acolo 3 ani la Institutul Cultural Român de la Veneția, în ființa de Iorga. Deci la Dumitru Irimia găsesc ideea că Alexandri a adus Veneția în literatura română
dar a adus o Veneție metafizică, zice Dumitru Iremia, în literatura noastră. Deci, prin barcarolă și prin legătura cu gondola, apar și aceste două noțiuni, aceste două motive, gondola și gondolierul. Și acum, așa ca o paranteză, că v-am promis și lucruri cu care îți plecați acasă cât de cât, știți de ce-s gondolele negre? Și sigur, Alexandri știa. Și de ce știa? Că toți gondolierii spun povestea. Alexandri, timp de două luni, a avut același gondolier, Tony, Antonio, care și cânta foarte frumos, desigur, și știa și povești din astea. E o poveste din 1457, cred. Unul din fiii dogelui, cred că din familia Foscari, sau mă rog, unii zic că ar fi din familia Foscari, unul din fiii lui s-a îndrăgostit de o purtătoare de apă. Exista meseria de purtătoare de apă. Femei care aduceau apă, că na, Veneția, pe mare, apă sărată, fântânile și rar venite, nu știu unde am pus foile, să citesc verdictul dat de administrația din Veneția. Deci fiul dogelui se îndrăgostește de purtătoarea de apă, ajunge la o situație în care este trimis să lupte cu turcii, cred, sau nu, cu austriecii, și vine victorios, dar foarte victorios, o bătălie extraordinară. Venețienii sunt recunoscători, în fine, și îi spun că îi vor împlini o dorință, oricât de extravagantă. Și dorința lui extravagantă a fost să-i se permită să se însoare cu o purtătoare de apă, adică o ființă inferioară, social vorbind. Și desigur că îi se permite asta, numai că ghinion. Frumoasa purtătoare de apă era îndrăgostită de altcineva, de un gondolier, de un minunat gondolier, o mare, mare iubire. Sigur că nu se poate ea opune unei căsătorii cu fiul dogelui. Se oficiază căsătoria în Biserica San Marco din Veneția și după oficierea căsătoriei, cei doi miri pleacă cu o gondolă pe apă, mă rog, spre o anumită locație și deodată, ieșind în larg cu viteză mare, deodată o altă gondolă cu viteză la fel de sau și mai mare vine către ei și se lovesc frontal, voit. Era gondolierul îndrăgostit, mor toți trei tineri. Și de atunci, venețienii au hotărât să țină doliu și administrația a dat un verdict în care zice cam așa, e consemnat de Alexandri în jurnal cu în franceză, en mémoire d'un éternel deuil pour passer à la postérité infinie pour un gondol autre que noir punition capitale. Deci promiteau că dacă au o gondolă își va permite să fie altă culoare decât negru, va fi pedeapsă capitală pentru așa ceva. De 500 de ani gondolele sunt negre, sigur au mai pus ei scaune roșii, ați văzut și niște podoabe, da, un pic așa, dar păstrează și toți gondolierii știu de ce poartă doliu. Putea să nu fie impresionantă povestea pe care Alexandri o știe de la Costache Negri, la rândul lui o povestește altcuiva, Costache Negri își folosește povestea. Prin urmare aduce cu barcarola și cu altele reflectarea Veneției în literatură. Canalele, străduțele lor și dacă e străduța e pietruită, e și ea foarte îngustă, ori e canal, ori e foarte îngustă. Cele două concepte, gondola și gondolierul, ca imagine emblematică generatoare de sens, da? Nu știu, am uitat că am asta scris, nu mai căutam, deci gondola pusă în locul ei de parcare, ca să zicem așa. Și ideea de a ieși din labirint. Da? Deci astea sunt străduțele. Eu m-am fotografiat ca să demonstrez cu ființa umană acolo că asta e. Deci nici nu puteai să întinzi mâinile de tot. Și dacă observați undeva în spate, se vede canalul. Deci deja ești la mare, ai libertatea să ieși de aici.
Bucuria dumnealor a fost aceea că aici, astea sunt cuvintele Elenei, consemnate de Alexandrii, că aici a fost mai fericită ca niciodată. Aș mai zice eu că dincolo de a trăi venețianamente, ar mai fi și de aici, de la Veneția preluată, ideea de salvare prin cuvânt. Salvarea prin cuvânt, adică nu numai ziduri de cărămidă, ci ziduri de cuvinte, mi-a venit ca idee și de la o consemnare, vă recomand această carte, dacă veți călători vreodată, a lui Diego Valeri, Ghidul Sentimental al Veneției, care zice așa, zice, oriunde te întorci și cobori ochii, vezi un oraș răsturnat, într-un cer și mai lucitor decât adevăratul cer, când ți-i înalți, vezi cum trec pale strălucinde și sclipiri secrete pe fețele palatelor, care nu mai sunt din marmură și cărămidă, ci dintr-o materie magică, asemenea aceleia unde prind ființă visurile, vis pictural, pe aceste fizice și metafizice meleaguri. Sigur, Alexandrina a știut asta, a intuit asta, pentru că acolo toate bisericile, toate străzile, toate clădirile sunt pline de tablouri, de fresce, de sculpturi ale unor artiști celebri. Artă, multă, foarte multă artă, dar e și artă a cuvântului, încât nu puteam să nu trag eu această concluzie, asta e concluzia mea, am căutat o fotografie în care să vadă din nou sclipirea apei și imaginea clădirilor în apă un pic. Concluzia mea este, după ce am citit din Alexandrie și nu v-am dat versuri multe, acum le găsiți cu ușurință și dumneavoastră, foarte frumoase. Deci concluzia mea este că la Veneția totul pare că se convertește în artă. Clipe fericite, cum a trăit Alexandrie timp de 2 luni, dar și drame, ca cea pe care v-am povestit-o și care a făcut să fie gondolele negre. Totul se topește în poveste și se zidește în cuvânt. Adică cumva așa reînvie și rămâne etern și uite de aia vorbim noi despre Alexandrie și dorința lui de a trăi venețianamente. Să învățăm de la el. Da. Am fost la Veneția. Exact. Ah, da, exact, da. O, 2 minute, da? Da? 2 vorbe, ia. Cecilia Moldovan. Doamna profesoară, că mi-ați dat mingea la video. Filmul care va fi sâmbătă dimineață reflectă exact acest lucru. Culmea, dumneavoastră v-ați axat numai pe... adică numai aici, am văzut noi că citit, ați citit pe jurnalul venețian și sâmbătă vom vedea exact acești 2 ani și ceva pe care i-au trăit cei doi la Veneția cu completări, deci documentar, dar și fiction și ficționalitate completat cu mărturisirile din cele 2500 de scrisori ale lui Vasile Alexandrie și vom vedea această idilă intitulată Primăverile Elenei. Faptul că ea a murit de vreme, a cunoscut-o primăvara și a murit-o, așa a pierdut-o primăvara. Așa că vă rog sâmbătă să nu plecați, de asta am insistat acum. Ok, dar suntem același public țintă, nu? Adică scriitori. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnul. Da. Doamna profesoară a încheiat cu acest apel la salvare prin cuvânt. Și eu aș zice și prin imagine, pentru că ne-ați răsfățat nu numai cu cuvântul, ci și cu imaginea. Proaspătă, Petre Isachi, până... Te rog. Nu, vreau să spun că suntem, datorită Emiliei Boghiu, suntem în actualitate. Da, te rog. Mie nu știu dumneavoastră, mie mi-a plăcut materialul lui Iorga.
Și e un model de ce înseamnă a intra în temă, în subiect, pornind de la text. Materialul provoacă totuși într-un fel, este la relația aia dintre sincronism și protocronism. Nu știu dacă la momentul ăsta, la momentul, în secolul în care trăim, noi trebuie să mai analizăm operele scriitorilor urmând esteticile, curentele literare, deci romantismul ca fenomen istoric, ci trebuie comentat și analizat, eu știu, ca tipuri estetice permanente. Așa văd eu. Adică impresionismul există și va exista și așa mai departe. Realismul, naturalismul și mai departe. Asta e ca o problemă, așa, zic eu. Da. De la Veneția la Cașin. La Cașin cu Constantin Tudose, președintele Asociației Cașin Tezaur de Frumusețe, autorul unor lucrări de prezentare a meșteșugurilor tradiționale românești și susținătorul cu argumente al ideii că aici, la Cașin, s-au intersectat tărâmurile celor trei ciobănași. Da, mai multe ne va spune Constantin Tudose. Vă rog. De jumătate de an patrimoniul mondial imaterial s-a îmbogățit cu transhumanța, acest fenomen socio-ocupațional care am zice că e propriu românilor. Dar în acest dosar întocmit pentru a fi admis de UNESCO au participat mai multe țări. Ei bine, ar trebui să luăm în seamă și să fie un argument acesta pentru a fi îngăduitori în legătură cu balada populară națională Miorița. Cred că în sală nu sunt din cei care se strâmbă atunci când aud de această capodoperă populară, dar atribuită celor doi, prin culegerea de către surghiunitul Alecu Rousseau și mai apoi traducerea de către prietenul său Vasile Alexandri și publicarea ei. Cât din contribuția și spiritul lui Vasile Alexandri regăsim în Miorița, fiecare dintre dumneavoastră veți decide. Cert este că Alecu Rousseau, surghiunit la Soveja, din motivul invocat de domnitorul vremii, că de fapt nu era, ba chiar complot, într-un fel realizat cu artiștii care au prezentat piesa Jignicerul Vadră sau Provincialul. Ei bine, Alecu Rousseau ajunge acolo și culege de la, spune, de la lăutarul Oltean. Era un lăutar muntean, pentru că Rucăreni și Dragosloveni, nu există localitatea Soveja în primul rând, există cele două sate componente, Rucăreni și Dragosloveni, de la Rucăr și Dragoslavele, de unde au venit în întemeitorii localității Soveja, să zicem. Ei bine, în data de 7 martie, și citez cu o aproximație din jurnalul Soveja sau jurnalul unui exilat politic la 1846, Alecu Rousseau menționează, pentru conjudețenii mei spun lucrul acesta, vizita unui călugăr de la Cașin. Da, de la Cașin. Și în care îi spune călugărul, povestește despre faptul că în localitate, adică în Cașin, sunt reținuți, de fapt și ei erau tot maziliți cumva de stăpânire, de ispravnicul de Bacău, trei domni. Cei trei domni erau de fapt actorii care i-au schimbat replicile lui autorului, adică lui Alecu Rousseau,
și au făcut în așa fel încât să pară că sunt, că opera sau satira, mă rog, este îndreptată împotriva puterii. Lipsesc mai apoi din jurnal 9 pagini care ne-ar fi adus lămurire cât și ce legătură este cu Cașinul, Obârșia Mioriței. Ei bine, se spune că peste 20 de locuitori ai satului fac cu rândul și păzesc pe cei trei boieri. Boieri erau pentru că, de fapt, erau îmbrăcați în haine boierești, cum se socotea față de hainele tradiționale care le purtau sătenii noștri. Dați drumul la material. Supărat, sau mi se părea mie că atârnă cam mult Miorița către Sovejea, chiar și acum în mileniul nostru. Iată, aici este o secvență de la Sovejea, unde a fost surghiunit și pus pe fasole, pe post de fasole ale Curuso. De fapt, este Biserica Nouă, dar de o parte și de alta sunt niște fotografii cum... Ei bine, dacă se poate opri, v-aș mulțumi foarte mult. La 20 de kilometri în linie dreaptă de vatra satului Cașin se află singurul loc de pe harta geografică a României unde se întâlnesc ținuturile celor trei personaje din balada populară Miorița, și anume ținutul Baciului Vrâncean cu frământații Munții ai Bancii din comunele Tulnici și Sovejea, ținutul Baciului Ungurean, comuna Brescu, cu mănoasele Poieni. De fapt, brescanii erau singurii care făceau transfumanță, cei mai importanți care făceau acest fenomen socio-ocupațional, care a dus la geneza Mioriței, dar și la păstrarea românismului sau transmiterea lui pe teritorii vaste. Ei bine, în acest singur loc am socotit și împreună cu personalități importante pe care o să le vedeți, am ctitorit acest punct unic în metafizica Mioriței până la urmă. Am căutat noi să punctăm în acest fel acest unic punct care chiar există. Asta este și ne referim, bineînțeles, la una din cele 2000 de variante ale Mioriței. Dați să meargă. La momentul când s-a ctitorit acest monument de cultură populară, fiți îngăduitori, ei bine, am avut parte de, așa cum v-am zis, de prezența unor personalități importante. Ar trebui să fie și sonor. A fost când am făcut probe, poate găsim. Da. Tehnica se pare că ne joacă feste chiar și în acest hub de cultură. Nu e un cuvânt românesc, hub. Ei bine, am căutat să facem o întâlnire a celor trei reprezentanților a ceea ce mai există în cele trei localități. Din Vrancea, și știu că în sală există un reprezentant de seamă al scriitorilor vrânceni, a venit profesorul Constantin Macarie, cel care este căsătorit cu nepoata lui Simion Mehedinț, care a descris ca nimeni altul fenomenul transfumanței. Din păcate suntem spre final, dar mă rog, asta așa se poate... Nu, filmul am ascultat, mă rog, nu mă contrazic cu dumneavoastră că sunteți tehnician, eu atât, da. La acea ctitorire am avut șansa să, cum v-am spus, să mă întâlnesc cu, să ne întâlnim. Acesta este domnul profesor Macarie, Constantin Macarie din... Coleg, prieten, să-i spunem, eu provocat. Aici ne-a urcat să ne arate adevărat un picior de plai gură de rău. Mie mi-a convenit faptul că recunoaște că acolo este Obârșia Mioriței, chiar dacă s-a cules din localitatea Sovejea, care v-am spus cum este, din ce este formată.
Nu știu de ce cred că balada noastră de ziua... Îl recunoașteți, nu? Iată, din în care se cobor la balada, trei turme de mei, trei ciobănei, unul este dac, altul este drac și celălalt este cer. Așa mi se pare mie. Balada Nioriță, despre care o vizie Cortez, un mare romanist spaniol, spunea că este cea mai frumoasă balada păstorească a lumii. Este, este așa cum este. Apoi noi, ia uitați-vă, ce loc extraordinar între cele trei țări românești. Se separă din toate colțurile pământului românesc, că asta nu este balada aceea care ne desparte pe noi cei care vorbim aceeași limbă și simțim istoria așa cum o simțim noi, dar este locul care ne unește și această balada trebuie să ne unească. Mai puțin se poate vorbi după zicerea academicianului Nicolae de Abijam. O paralelă între destinul ciobanului moldovean și Iisus Hristos. Iisus Hristos, care a făcut atâtea minuni, n-ar fi putut El să facă încă o minune și să-i lichideze pe toți cei care l-au bătut în cruce. Dar El se pregătea pentru minunea cea mare, învierea. Fără răstigrirea Lui, n-ar fi avut loc această mare minune. Fără această mare minune, celelalte minuni ar fi dispărut în timp. Acolo, în depărtare, erau frământații munții ai Vrancei, aici mănoasele poiene ale ciobanilor din Brescu și minunata vale a Cașinului. Într-un fel, momentul Miorița se termină așa cum ar trebui, mă rog, dacă e sugestiv, aici vă rog să opriți. Iată o imagine de la ediția a treia a manifestării Alexandriada, a plecat maestru Fercu, cumva am interferat și eu cu Alexandrie. Iată ce vedeți în fundal, sau este vizibil fără discuție, statuia bardului cu o frumoasă gerbă pusă la gâtul dumnealui. Și în urma acelei interferențe a ieșit ceva de felul acesta. Scara lui Alexandrie. Băgatu-mă în seamă, domn profesor, așa că la început de Cireșar 2019, fui poftit să fiu de față la Alexandriada, ediția 3-a, drept pentru care pe la prânzul mare al zilei de joi 6 iunie am purcet din vatra satului Cașin către reședința de județ. Așa cum îi stă bine unui om de rând ca mine, am ajuns mai devreme, așa că pune-te pe stat, Costache. Asta și pentru că programul s-a schimbat și piesa de teatru Vârciorova Carantină a fost inversată cu festivitatea de la statuia Bardului. Și asta subsemnat o zi de vară până sară și a stat. Într-un târziu am văzut un jurnalist băcăuan că s-a așezat pe una din băcile pieței Tricolorului, fapt ce m-a determinat să prind ceva curaj. Curând după aceea, încăpăta chiar certitudini, văzându-l pe domnul Brăneanu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău, venind la gale dinspre Teatru Bacovia. De altfel, dumnealui m-a și învrednit cu atenție. Ce faci, domn Tudose? Și eu, ca omul de la țară, m-a invitat domn profesor Danilă și iată-mă. Sau că am încurcat treburile, că oamenii de la teatru au zis nu știu ce și asta-i. Se întâmplă, numai cine nu organizează evenimente nu știe ce și cum. Dar iată că vin, printr-un colț al spatului cu caldarâm tocit de vreme și nebăgat în seamă de cine trebuie, pătrundeau oamenii de litere. Chiar și pentru mine era clar despre cine e vorba, se vedea pe dumnealor ca pe dumneavoastră, că sunt simțitori, distinși, erau de acolo, din scrierile clasicilor, ce mai. În frunte, două distinse septuagenare purtau cu grijă și considerație multă o minunată gerbă de flori. Eu nu văzusem prea multe la viața mea, dar sigur una de așa dimensiuni, nu. Am priceput și eu că trebuia să fie cumva pusă la statuie și ca atare am privit mai atent obiectivul respectiv. Văleu, dar ce înaltă-i? Cred că o pun jos la soclu. Pentru că văzusem o scară adusă de un tânăr voinic din Casa de Cultură, mi-am schimbat cumva părerea. Amfitrionul, mai mult decât prins cu organizarea,
m-a catadixit cu... ia să vedem noi ce am încurcat aici. Coroana pe care o vedeți acolo în jurul statuiei lui Alexandrie, asta vrea să spună Constantin Tudose, a fost așezată de dumnealui cu prețul da. unui așa. Foarte extraordinar. Exact. Adineauri v-am indicat ca autoare. Da, anfitrionul mai mult decât prins cu organizarea, m-a catadixit cu atenția. A, domn Tudose, eu bășeam Ioriții, Cașunul, bine ați venit, să trăiți, domn profesor, și să vă iasă toate bine. Mulțumesc. A urmat apoi ceva discuții dintre domnia sa și domnul Brăneanu. Așa, ia să vedem, avem scară? Da, uite aici, răspunde domnul Brăneanu, arătând spre obiectul cu 3 segmente. Păi hai să o punem. Între timp m-am băgat și eu în vorbă cu solidul ce adusese scara, exprimându-mi scepticismul despre stabilitatea ei și că, Doamne ferește, ce alunecoasă e suprafața din partea de sus a statuii, insul mai înainte nenumit mi-a răspuns la întrebarea mea tangențială dacă el se urcă. Nici vorbă. Eu, vă leu mâinile la urechi, apropo de ce a zis respectivul. M-am întors cu 180 grade cât să aud continuarea discuției dintre cei doi scriitori și să văd cum încercau să o ridice. Aceasta chiar din aluminiu fiind, era destul de grea. Telescopica creației având 3 semenți a fost greu de întins și mai apoi foarte greu de sprijinit pe spatele imensului monument, pentru că pe față trebuia să fie jerba. Și cine să urcă, mă, Ioane? Că eu sigur nu, îl întreabă și îl asigură totodată domn Brăneanu pe domn Danilă. Eu mă urc, vine răspunsul senin, precum cerul atunci când se vede ceahlăul baciului Udrea, tocmai de la obârșea Mioriței. Wow, românesc, wow! Am făcut ochii roată și nu am văzut pe nimeni mai puțin în vârstă decât mine. Așa că am rostit și eu, ca o curgere de apă în care crește păstrăvul, cum că urc eu. Vai, mulțumesc, domn Tudose, ne-a salvat! A rostit trebnicul truditor într-o menținere a moștenirii lui Alexandrie, gratulându-mă anticipat. Am luat capetele jerbei cu flori, cu frumoase flori înșiruite cam pe 5-6 metri liniari, a se vedea. Și 1, 2, 3, 4, bă, da să hâlțână rău, scara asta mi-am zis eu din ancestralul, da, moștenirii mele literare. După ce am parcurs treptele nenumărate anterior, făcută să fie flexibilă cumva, respectiva creație tehnică, o simțeam îngrozitor după ce am parcurs și cel de-al doilea segment. Nici vorbă să mă întorc însă, să mai fi fost vreo 4-5 trepte până se termina scara și am simțit ceva ce nu știam a avea în dotare. Trebuia să pășesc cu piciorul drept, iar respectiva parte componentă a trupului meu se bâția ca și scara. Cei de jos vorbeau și chiar râdeau. Eu parcă tăram șura după mine. Mi-am văzut degetele de la mâini albite de atâta strâns pe treptele blestemate de acum. Am ajuns la ultima cu chinuitele falange, dar degeaba. Mai erau aproape un stat de om până la gâtul cu pricina. M-am mai târât o leacă, oricât ar părea de paradoxal pe verticala scării dispuse la 80 de grade. Odată cu târâișul ăla a venit și un gând, cum că dacă scara s-ar deplasa un pic pe rotunjimea umerilor, cum ar fi fost normal de altfel, m-aș zdrobi de caldarul meu de care tocmai zisesem că e învechit. Jos, cei care chipurile țineau scara să nu joace, se încinseseră la vorbă și erau cuprinși de voie bună, așa cum am mai zis. Urmează un rând cu puncte, continuarea gândului negru, păi mi-ar pune și mie, poate o plăcuță la soclu mare lui scriitor. Iar un rând cu puncte. Ajuns la gâtul de care trebuia să atârn florile, ce căpătaseră și ele greutate, m-am îngrozit cât de gros era acesta. Eu trebuie să mă sprijin pe antepenultima treaptă pentru a ajunge la grumazul respectiv. Am privit de sus cum cele două ciocuri pe care o astfel de scară le are pentru a se înfige într-o suprafață de lemn, ori zidărie, și care făcute tocmai pentru a da aderență invenției respective, aici erau de fapt reversul acestea. Mi-a fulgerat prin minte, sau ce mai adăposteam eu atunci în cap, că adunate cele două puncte de contact totalizau cu indulgență 2 cm pătrați.
Și parcă nu era de ajuns, dar am mai constatat tot acolo că nu legasem de jos cele două capetele jerbei. Cu o mână sau mai degrabă, nu știu cum, le-am împletit cumva. Golit de sentimente, dar cu unele simțiri la paroxism, știu că mă încerca ceva mai lumesc, dacă împleticirea respectivă nu ține și se vor împrăștia florile la picioarele lui Alexandrei. Am reușit prin nu știu ce minune să petrec în șiruirea, dovadă că este acolo, de flori pe după gâtul bardului împietrit. Mai știu că am călcat apoi de andăratele treaptă cu treaptă și am atins din nou pământul în poziție verticală, lângă soclu, ce nu-mi va mai găzdui sigur numele nici pe el și nici prin preajmă. Mulțumesc, domnul Tudose, salvatorul nostru, eroule. Dar de unde știa domn Dănilă că doar acolo sus fusese numai eu, ghirlanda și scara? Da, domnul Tudose, mulțumim ca să eliminăm suspansul. Ați reușit, asta e ideea și vă mulțumim și acum pentru asta. Dar în continuare, pentru că subiectul este Miorița, trecem la studenți și îl rog pe Albert Benchea să vină aici și să ne spună ceva despre una dintre primele variante ale Mioriței descoperite într-o localitate băcăoană, de unde este și el, nu? Ne spui tu de unde ești. Bună ziua! Eu sunt Benchi Albert, scuzați emoțiile, și sunt din satul Somușca, Comuna Cleja. Sunt student în anul întâi la Facultatea de Litere din cadrul Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Și cu ocazia venirii la acest eveniment al reuniunilor culturale, voi face o precizare asupra Mioriței, o baladă populară românească, prin care doresc și eu să transmit niște informații culese de pe meleagurile comunității noastre din Comuna Cleja. În plus, țin să menționez că în contextul evenimentului susținut astăzi aici la Onești, voi prelucra elemente importante care se raportează la viitoarea mea lucrare de licență intitulată Miorița, alt act al romanității. Așadar, făcând referire la numeroasele texte folclorice culese de prin împrejurimile Bacăului și nu numai de către marea personalitate a Bacăului, Vasile Alexandrii, țin să vă recit și eu o baladă ceangăiască, ce susține accentul estetic al Mioriței din sutele de variante care au fost culese din regiunile țării noastre și în special din zona Moldovei. Această baladă pe care o numim noi Miorița de la Somușca, este un text care a intrat în repertoriul folcloric, text definit în urma comunicării orale, transmiterii orale de către unii dintre cetățenii comunei de prin anul 1843, culeasă de preotul catolic de la acea vreme, Ințe Ianoș Petraș, iar ulterior textul a fost tradus și publicat la Cluj în volumul O Moldvoi Modiorșag în anul 1932 de către Domokos Pal Pieter, iar apoi în anul 1961 este publicat și în revista Limbă și Literatură la București. Voi recita câteva versuri. Paște și pe imaș, tânăr ciobănaș, turma de mioare, turma lui cea mare. Sus pe vârf de munte, crestele cărunte, le-a privit și el, mândru ciobănel. Vin deodată trei tătari mișei și cum au sosit, ei au mulțumit. Bună ziua, zic, ciobănaș voinic, domnul v-a adus, trei tătari le-a spus. Turma ta țărcată și nenumărată, mia de mioare nu ne-ai dat o oare? Bine, văd eu cei trei tătari mișei, capul că-mi luați de vă încumetați. Capul de luați, nu vă speriați, mă îngropați colea lângă turma mea, copârșeu să-mi faceți din cel fluier mare, cel mic să-mi-l puneți doină la picioare. Tânăr ciobănel plânge-se pe el, pe cei dragi cu amar plânge-i în zadar, iar în jurul meu, oile mereu, turmulița mea vesel va juca. Drumul de va duce, poate veți vedea, o căsuță în care am pe mumă mea. Toarce-l în neagră, cea măicuță dragă, și-a întrebat cu dor despre al ei fecior. Spuneți-i curat că m-am însurat, dar de dorul ei mult am lăcrimat. Ea vă va întreba, cine-i mândra mea? Spuneți-i curat și adevărat, cu minunea lumii, sora soarelui și a pământului, ieri m-am cununat. Dezvedea în cale o grădină mare, am și eu acolo două surioare. Știu că or întreba care-i soarta mea, viu sau mort căzut, unde m-ați văzut? Duceți-le lor, vorba mea de dor, și vestiți la toate lungă sănătate. Mulțumesc frumos! Da. Albert, ați reținut că Albert Benchea este în anul întâi, în anul întâi este,
și, repet, este din localitatea Somușca, comuna Cleja, unde a fost descoperită o variantă ceangăiască, se spune, a Mioriței. Teza lui de licență, lucrarea lui de licență, va fi Miorița, marcă a romanității, da? Și acum la muzică avem și tot o studentă din anul întâi, Daria Moraru. Te rog, Daria. Bună ziua, mă numesc Moraru Daria Teodora, studiez română-engleză la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău și cu ocazia acestui eveniment o să vă încânt cu Balada Brâncovenilor de Vasile Alexandri. Într-o joi de dimineață se scurtării lui din viață, Brâncoveanul se scula, fața blândă el spăla, barba albă-și pieptăna și amărse spăimânta. Dragii mei cocon iubiți, lăsați somnul, vă treziți, armele fi legătiți, că pe noi ne-a conjurat pașa cel neîmpăcat. Bine vorba nu sfârșea, turci în casă năvălea, pe toți patrumii prindea și ducea de-i închidea. La Stambul, în turnul mare, de se-nalță lângă mare, unde zac fețe domnești și sori mari împărătești. Brâncovene, Constantin, boier vechi și domn creștin, adevăr e că ai gândit până nu fi măsilit să despărți a ta domnie de a noastră împărăție, că de mult ce ești avut, bani de aur ai bătut, fără-ți fi de mine teamă, fără vrea ca să dai seamă. De-am fost bun rău la domnie, Dumnezeu singur o știe. De-am fost mare prepământ, cat acum de vezi ce sunt, Constantine, Brâncovene, nu-mi grăi vorbe viclene, de-ți e milă de copii
Și de vrei ca să mai fi, lasă legea creștinească și te dă în legea turcească. Facă Dumnezeu ce-o vrea, chiar pe toți de ne-ați tăia. Nu mă las de legea mea. Sultanul din Foișor, de te semn lui Imbrohor, doi gealați veneau curând, săbile fluturând, și spre robi dacă meregeau, din coconi și-alegeau pe cel mare și frumos, și-l puneau pe scaun jos. Și când spada repedea, capul iutei reteza, brâncoveanu greu ofta și din gură cuvânta, Doamne, fie voia ta. Cei gealați iarăși mergeau și din doi își alegeau pe cel gingaș mijlociu, cu păr neted și gălbiu, și pe scaun îl punea și capul îi reteza, brâncoveanu greu ofta și din gură cuvânta, Doamne, fie voia ta. Imbrohorul se încrunta, gealații înainta, și pe blândul copilaș, dragul tati fecioraș, la pământ îl arunca și zilele-i ridica, brâncoveanu greu ofta și din suflet cuvânta, Doamne, fie voia ta. Apoi el se-ntuneca, inima-i se despica, pe copii se arunca, îi bocea, îi săruta și turbând apoi striga, alelei tâlhari păgâni, alei voi feciori de câini, patru fii eu am avut, pe toți patru i-ați pierdut. Dar Domnul Dumnezeu să fie pe gândul meu, să vă ștergeți spre pământ cum se șterg norii de vânt, să n-aveți loc de îngropat, nici copii de sărutat. Turcii crunt se oțărau și pe dânsul tăbăreau și zilele-i ridicau. Câini turbați turci liftărea, de-ați mânca și carnea mea, să știți că am murit creștin, brâncoveanu Constantin. Da. Cel puțin, sigur că da. Mulțumim. Trebuie să adăugăm că această prezență a baladei Constantin Brâncoveanu e legată de faptul că în 1724, n-am mai apucat Daria să spună, Daria, da, în 1724,
a încetat din viața Nicolae cele Veșnice, împăratul Antiohiei, care i-a dedicat lui Constantin Brâncoveanu o istorie a timpurilor sale. Da. Bun, ați înțeles că timpul meu de antenă îl cedez studenților mei. Andreea, te rog, pentru Andreea s-a întors din Polonia, vino, te rog, s-a întors din Polonia de curând, este în anul 3, și a cercetat acolo despre date despre Paulina Lukașievici. Să rugăm pe cine să rugăm să ne ajute. Da? Așa. Da, până atunci spune-ne câteva lucruri. Deschide microfonul. M-auziți? Da. Bună ziua, mă numesc Anchidina Andreea Elena, sunt student în anul al treilea la Facultatea de Litere din cadrul Universității Vasile Alexandrii din Bacău și am venit în fața dumneavoastră pentru a vă arăta o scurtă prezentare a lucrării mele de licență intitulată Românitate Poloneză, studii de caz. Ideea acestei lucrări a venit în urma unei deplasări Erasmus pe care am făcut-o în semestrul al doilea al anului trecut în localitatea Wrocław din Polonia. Domnul Danilă este cel care mi-a propus titlul și mi-a propus să realizez o cercetare mai amănunțită la fața locului despre numele de familie Lukașievici, știind faptul că soția lui Vasile Alexandrii, Paulina Lukașievici, poartă acest nume de familie și este de origine poloneză. Pentru că timpul este scurt, voi trece direct la introducere. Și da, mulțumesc. În prima parte a acestei lucrări de licență, mi-am propus să dezvolt relațiile lingvistice, culturale și istorice dintre România și Polonia, pornind de la conceptele de romanitate și românitate. Consultând literatura de specialitate, am sintetizat abordările reprezentative cu privire la romanitate, fixând-o ca una din disciplinele semnificative pentru lingvistică. Romanitatea se referă la originea, descendența sau caracterul roman al unui popor sau al unei culturi. Românitatea, cu ajutorul operei Istoria limbii române, realizată de lingvistul și academicianul Alexandru Rossetti, am analizat cele mai importante fenomene și accepții în studiul limbii române. Prin această perspectivă, am stabilit faptul că românitatea stă în strânsă legătură cu românismul, care semnifică o stare comună tuturor românilor cu privire la originea lor. Folosindu-mă de aceste două concepte, românitate și românitate, am analizat care este stadiul limbii române ca disciplină de studiu în străinătate și, în acest sens, am realizat o prezentare a câtorva lectorate de limbă română din străinătate, din țări ca Italia, Polonia și chiar Coreea de Sud. De mare folos ne-a fost ajutorul oferit de conferențiarul doctor universitar Emilia Ivancu, în prezent lector la Universitatea din Helsinki, Finlanda, care ne-a relatat, printr-un mic interviu, experiența ei ca lector la lectoratul de limba română din cadrul Universității Adam Mickiewicz din Poznan, Polonia. Mai apoi am alcătuit un tablou al personalităților reprezentative pentru relațiile româno-polone. Cea mai importantă contribuție în acest sens au avut-o cronicarii Grigore Ureche și Miron Costin, care au transpus idei preluate din spațiul polonez cu privire la latinitatea limbii române și descendența romană a poporului român. Am folosit cercetarea efectuată în Polonia pentru a elabora o serie de raporturi interculturale între scritorii români și cultura polonă, dar și invers. Astfel, am vorbit despre viziunile lui Mihai Eminescu și ale lui Nicolae Iorga despre Polonia, despre traseul diplomatic din Varșovia al lui Lucian Blaga, dar și despre pasiunea pentru limba și literatura română a unor traducători polonezi ca Danuta Bienkowska sau Maria Casterska-Sergescu. Punctul culminant al acestei lucrări se dezvăluie prin prezentarea unei cercetări genealogice a familiei
Lukașević, pornind de la personalitatea Paulinei Lukașević, soția lui Vasile Alexandri, de origine poloneză, cea care s-a ocupat de păstrarea și transformarea moșiei de la Mircești în casă memorială după moartea poetului. Prin discuții cu profesorul universitar Cristof Lukașević și scriitoarea Malgorjata Lukașević, am aflat aspecte mai puțin cunoscute despre acest nume de familie, amândoi indicând un pol comun al apropierii acestei familii de România, și anume orașul Cernăuți. Aici am realizat niște fotografii în Biblioteca Universitară din orașul Wrocław, a unor personalități care au scris despre alte personalități mari. Aici avem un studiu despre Adam Mickiewicz, aici, la fel, tot despre Adam Mickiewicz, iar aici o avem pe scriitoarea care a fost suficient de amabilă să intre în dialog cu mine, Malgorjata Lukașević, și care mi-a relatat mai multe aspecte despre familia Lukașević. Aici am niște poze realizate de mine din călătoria din Polonia, Castelul Wawel, vizitat de Lucian Blaga, Bazilica Sfânta Maria, pe lângă care cel mai probabil a trecut și Mihai Eminescu, și lagărul de concentrare de la Auschwitz. Mulțumesc pentru atenție! Să-i dorim succes Andreei, pentru că peste puțină vreme va susține cu adevărat lucrarea de licență în fața comisiei. Și încheiem cu un moment muzical prezentat de o studentă de la noi, de la Facultatea de Litere, Andreea Hușanu. O rugă pentru părinți ca o prefață la evenimentul de mâine, când vom merge la mormântul Mariei Bogdan și vom fi cu gândul la Vasile Alexandri, la tatăl ei. Părinți, după versurile marelui nostru autor, Păunescu. Și cu minți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor. Dragii noștri, dragi părinți, cheamă-i Doamne înapoi, căci așa au dus-o prost. Și fă-i tineri cum au fost, mai tineri decât noi. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Pentru cei ce ne-au făcut, dă un ordin de ceva, să-i mai poți întârzia, să o ia de la început. Au plătit cu viața lor ale fiilor erori. Doamne, fă-i nemuritor pe părinții care mor. Doamne, fă-i nemuritor pe părinții care mor. Ia priviți cum se duc, se sting lumânări în cui pe cuc, parcă tac și parcă min, plin de bol și suferinți, ne-ntoarcem în pământ.
cât mai sunt, mângâiați-i pe vârf. Cât mai suntem, cât mai sunt, eu sunt cel ce va urma, dragii mei, mă duc și eu. Și, Rafi, ultima piesă și plec, dacă tot am intrat în cenaclu. Și totuși iubirea. Și stare de veche, și totuși murim repetat, și totuși mai cred în pereche, și totuși ceva s-a întâmplat. Pretenții nici n-am de la lume, un pat întuneric și tu.
la câțiva metri de această clădire a Bibliotecii Municipale. Așadar, când ieșiți din clădire, imediat pe dreapta, strada se numește, prima stradă pe dreapta, mulțumim, Andreea, se numește Poet Adrian Păunescu. Deci suntem în perimetrul tematic. În chip de concluzii, înainte de o mică pauză, rog pe domnul director al Bibliotecii de la Baia Mare. După aceea, domnul Bălan. Da. Ca dumneavoastră să se pregăte. Și renunțați dumneavoastră? Nu. Nu. Zice. Bine, atunci, da, domnul Bălan. Corneliu Bălan. Ați înțeles că sunt artizanii celor trei biblioteci extraordinare din România, Constanța, Onești, Baia Mare. Bună ziua, Corneliu Bălan. Suntem aici trei parlamentari din perioada 92-96, eu deputat, domnul Brăneanu deputat și Teddy Ardelean, colegul meu de la Baia Mare, senator. Ce am făcut noi atunci, printre care și acest edificiu, a început colegul meu și să-i spun bine ai venit, Teddy, în urbea noastră, te mai așteptăm și altă dată. Se pare că nu a început să găsească o soluție de a realiza un obiectiv cultural în sat, în Baia Mare. Aia. Și m-am luat și eu după dânsul. Aici era primar atunci un domn inginer Uzum, care fusese director la IUC, o unitate care nu mai există, așa cum nu mai există aproape nimic pe această platformă. Și era din aceeași formațiune cu noi, adică pe UNR. Și atunci l-am ajutat să finanțeze această instituție pe care am motivat-o când ne-a întrebat de ce nu la Bacău și aici. Am motivat pentru că la Onești intelectualii sunt mai mulți la mii de locuitori decât la Bacău. Și atunci, într-o cădva, am înțeles Ministerul Culturii și Ministerul Justiției și cei care ne treceam cu acest lucru. Acum, eu aș vrea doar pe scurt, pentru că se vorbește de Alexandrii, să spun un lucru. Domnul Brăneanu a amintit că a fost la Paris, trimis de Cuza. El a fost ministru de externe al lui Cuza. Și vestul nu ne recunoștea Unirea Principatelor. N-au vrut să ne recunoască Unirea Principatelor. Și atunci Cuza l-a trimis pe Alexandrii la Paris, la Napoleon al III-lea. Napoleon era cam de partea noastră, încă după atunci. Ne-a furnizat și ceva arme și nu știu ce. Alexandrii știa foarte bine franceza, cum se vorbește mult engleza. Deci s-a dus, s-a discutat, nu trebuia mult lămurit împăratul și a spus, da, de acord, suntem de acord cu Unirea Principatelor Române. Dar Anglia nu era de acord. Și atunci împăratul Napoleon i-a dat un interpret și probabil și un diplomat cu care a mers în Anglia. Și acolo a reușit să îi lămurească și pe englezi să fie de acord cu Unirea Principatelor. Ca un argument interesant l-a folosit el, faptul că cele două provincii aveau o producție atunci, probabil și acum, dar mai puțin, de produse agricole. Pe câte vreme Anglia era mai puțin. S-a spus, noi furnizăm mult spre Turcia. Ori Franța și Anglia cu Turcia să aveau cam așa. S-a spus, și nu vă mai dăm, nu le mai dăm lor, ci vă dăm dumneavoastră. Și i-a lămurit așa ca să fie de acord cu această unire a Principatelor Române. Deci eu îl consider un mare patriot și politician. Mai târziu, a apărut și problema Alianța Israelită de la Paris, finanțată, sigur, de
cu cetățenilor, critica foarte mult România, că în România evreii sunt marginalizați, sunt, în sfârșit, în situații deosebite. Ei aveau ideea asta că România ar fi s-ar încadra foarte bine în nouă Israel. În sfârșit, s-a discutat în Parlament. Alexandrii era deputat și în Parlamentul României, în câteva ședințe, a făcut un lucru foarte interesant. A făcut un inventar al așa numiților de evrei, că de fapt nu sunt evrei, vă spun acum, așa numiților de evrei, din toată Europa. A luat-o din țările nordice, Austria, Germania, nu știu tot. Cei care ne criticau foarte mult erau austrieții și nemții, că în România se întâmplă nu știu ce. Și Alexandrii a făcut acest recensământ și a văzut că peste tot sunt mult mai puțini evrei decât în România. România era pe primul loc cu numărul de evrei. Și prin aceasta a demonstrat că românii nu sunt împotriva, că îi primesc pe evrei, că sunt alături de ei. Și Arthur Koestler, un evreu, de fapt nu evreu, este un cazar. Cazare vin, au fost undeva între Marea Neagră și Marea Caspică, un popor barbar a început, băutor de sânge, credea că se revigorează, și pe la anul 780 și-a însușit religia mozaică. Și atunci ei s-au însușit religia asta și eu o consider că cel mai mare furt din istoria omenirii este furtul de identitate. Că au luat și identitatea, nu numai religia. Și ei zic că evrei, dar ei nu sunt evrei, sunt cazari. Și de aia sunt Arthur Koestler, evreu cazar, are o carte al 13-lea trib, care spune că ei nu sunt evrei, ei sunt aschenazi. Evrei adevărați sunt semiți. Și de-aia Arthur a gândit că dacă o să spună treaba asta, nu o să mai existe ideile astea cu antisemitismul, pentru că nu sunt semiți. Semiții sunt evrei care au fost împrăștiați de Imperiul Roman prin Spania, Egipt și prin alte locuri. Inclusiv unul a ajuns consilierul regelui din Cazaria. Și el l-a lămurit pe rege să aleagă religia mozaică. Păi a zis, este religia creștină, știți ceva că aia, este religia musulmană, dar asta care e pe calea dispariție, hai să o luăm pe asta, că ei se vroiau ceva în afară. Și așa și-au luat religia mozaică. Și domnule Bădea, mulțumim frumos, mulțumim, mulțumim. Vrem să auzim și concluziile formulate. Eu mulțumesc, încă o dată, bine ai venit, Dedi, și să vii mai des la noi. Te primim cu mare plăcere. Da, da. Domnule director, vă rog. Domnul director Teodor Ardelean de la Baia Mare, directorul Bibliotecii Județene Petre Dulfu. Cât mai puțin posibil, pentru că eu am vorbit prea mult la viața mea și discursurile au o medie de peste o oră, ceea ce nu va fi cazul. Da, mulțumesc lui Corneliu că a adus aminte că niște oameni care făceau politică au avut timp și de cultură. Sigur că întâmplarea a făcut că eu am ajuns senator al României din postul de director al Bibliotecii Petre Dulfu Baia Mare din februarie 1990. Vă dați seama că nu se luptă. Dar pentru frumusețea invitației și a ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, sufletul nu te lasă. Dumneavoastră sunteți foarte cuminți. Eu nu sunt și n-am fost niciodată.
Pentru că dacă am fost elev de 10 și olimpic la română încă din clasa 9 și președinte de asociație, secretarul TC pe liceu Padroan și președinte de asociație înaintea lui Marca la filozofie, la Cluj și așa mai departe, și dacă am avut cele mai mari conflicte cu Partidul Comunist și cu Securitatea, domnul Iorga știa ce toate aceia a zis. Sunt singurul român în viață, dar nici alții nu sunt care să fi murit, căruia i-a apărut o carte la editura politică și i s-a retras. 1983, fariseii lui Iehova, după care au început persecuțiile până la Revoluție. După Revoluție am erupt și am făcut lucruri frumoase. Și mi-am dat seama că nu-i de rămas nici de prefect, nici de ministru, nici altceva. Și m-am întors la biblioteca mea și biblioteca mea din Baia Mare se cheamă Petre Dulfu, din dragostea mea și a celor apropiați mie pentru Alexandrie. Și o să vă spun mâine chestiunea asta. Dar dragostea pentru Alexandrie este și la dumneavoastră. E pur și simplu eruptivă, naturală și eruptivă și bine faceți. Eu aș vrea să fie și mai mare, dacă e cu putință, pentru că vă spun că uneori am reușit în anumite fapte, dar n-am reușit, că nu pot face de unul singur, n-am reușit cu privire la Alexandrie să fac o bibliotecă Alexandrie în străinătate. Am vrut să fac o filială Vasile Alexandrie la cea mai modernă bibliotecă din lume, noua bibliotecă din Alexandria. Și am avut cumva și achiul domnului Iliescu în 2002, dar Ministerul Culturii în frunte cu Răzvan Teodorescu și Florin Rotaru împotrivă și eu puteam să o fac de unul singur, dar nu puteam să-i dau nume de botez, decât împreună cu cei din Bacău și la Bacău n-am avut niciun partizan. La Bacău am avut numai prieteni din ăștia, cadal de aia care după aia au ajuns prin pușcărie. Mi-au fost cândva prieteni și ei au ajuns în altă parte. Ce v-a rătat? Asta-i iubit? Corneliu mi-a rămas fidel. Dragii mei, super! Deci când vibrezi, nu te poți opri. Când domnișoara studentă cu teza despre Polonia a spus ce a spus aici, m-am și gândit că are nevoie, dincolo de consultația cu dumneavoastră, are nevoie să mai facă un drum până în Polonia sau să facă un drum până la Baia Mare, pentru că dumneavoastră sunteți mari și frumoși și ați făcut istorie. Dar noi suntem ăia care am venit și v-am organizat, cu Dragoș și cu Bogdan. Iar românii, toată românitatea de pe lanțul Carpaților, care trec prin Ucraina, prin Ungaria, Slovacia, Polonia, Tatra Mare, Tatra Mică, până în munții Beșchiz, Gorari, cel mai nordic, și sunt și Vlad, și Golov, și alții, toți aceia se trag din Maramureș. Și sunt cărți care vorbesc. Și am făcut bibliotecă, adică colț românesc, la biblioteca din Cracovia. Și am făcut acolo manifestări cu Asociația Polono-Română și Română-Polonă. Sunt niște oameni că atunci când te întâlnești, plângi. Pentru că unii dintre ei au fost refugiați în 39 și au venit la noi și au fost tratați foarte bine și și-au crescut copiii și nepoții în cultul limbii române, au învățat limba română. Alții au făcut facultatea la București sau Ploiești, geologie, petrochimie și celelalte și au învățat limba română. Și vin an de an facturi și totdeauna vin și în Maramureș. Și sunt niște lucruri că ți se face pielea așa de nu mai știi să-i găsești suprafața netedă de emoție, pentru că emoția te și transformă. Și când l-am auzit în ultima vreme pe unul din primii mei cursanți de limba română din Cracovia, ce frumos vorbește românește, este purtătorul de cuvânt al primăriei din Cracovia. Da, înseamnă mult. Sunt peste 1,5 milioane de gorali care nu știu românește, dar s-au înregistrat la recensământ, gorali, nu polonezi. Noi ne tragem din muntenii Maramureșului. Declarația lor. Vă mulțumesc, vă las restul. Da, da, vă propun să nu mai facem pauză și să mergem către, dacă tot am rezistat până acum, să rezistăm și pentru ultimul moment, care ați aflat, este acel In Memoriam, Alex Ștefănescu, Nicolae Emanulescu. O rog pe doamna profesoară Emilia Boghiu să prezinte, da, apoi voi avea și eu ceva de prezentat pentru Alex Ștefănescu,
dar... Nu mai facem pauză, că la ora 19 trebuie să fim la masă și atunci n-are rost, stăm 10 minute în pauză, ca să venim încă 20 de minute, băi, să plecăm la masă. La 19 să fim gata, vă rog, da, bun. Da, vă rog. Aminte, pozele acestea sunt fotografii realizate la Zilele Culturii Călinesciene. Timp de foarte mulți ani, Zilele Culturii Călinesciene au ajuns la 52-a ediție, adică peste vreo 3 săptămâni, pe 14 iunie, 14-16 iunie, vom organiza ediția cu numărul 52 a Zilelor Culturii Călinesciene. Pentru că pe 19 iunie se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Călinescu. Ei, în arhiva Fundației Naționale G. Călinescu am găsit aceste fotografii. E vorba despre Nicolae Manolescu și Alex Ștefănescu, prezenți la foarte multe ediții. Atât de multe încât, de fapt, ultimele ediții se desfășurau după voia lui Nicolae Manolescu. Nicolae Manolescu ajunsese de dădea telefoanele, chema pe cine considera el că trebuie să cheme. Deci, dacă acum putem să o luăm de la capăt, domnul, un pic ca să arătăm, e prezidiu pe care domnul profesor Constantin Teodor Ciobanu îl forma și îi vedeți aici pe cei doi alături, scrie călinesciene, deci erau foarte tineri și foarte plini de viață. Alex Ștefănescu, dacă vă aduceți aminte, avea un umor foarte fin, foarte frumos și iată-l și uneori gânditor, iată-i râzând, desigur, pentru că erau momente spumoase pe care le-am trăit noi aici. Aici e cu Mihai Șora, împreună cu Mihai Șora, n-am știut că mai căutam și altele, iată-l privind și citind probabil revista Plumb, revista, nu, ce i-ați dat dumneavoastră acolo, cu domnul director de acum al bibliotecii, din nou dumnealor, un Nicolae Manolescu vorbind și e și o fotografie în care Nicolae Manolescu râde foarte frumos. Da, au niște oameni cu totul deosebiți, ce să mai zic eu, când i-ați avut prin manualele școlare. Da. Doamna profesoară Emilia Boghiu, oneștenii știu, poate ceilalți nu știu, că este noul președinte al Fundației Naționale Călinescu, care a intrat pe mâini bune. Îi dorim succes, îi ținem pumnii. Da, și va fi, iar între 14 și 16 iunie, va fi o ediție, nu? Pe schimbarea gărzii, da, da. Da, și vreau să vă propun, pentru că noi toți, nu, de la tata moșu ne tragem, vis-a-vis de Nicolae Manolescu, care a fost 20 ceva de ani președintele, sau nu, din 2005, când sunt aproape 20 de ani președintele filialei, în amintirea lui Nicolae Manolescu, lui Alex Ștefănescu, Dan Cristea, Eugen Simion, să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Dumnezeu să ierte și să-i așez acolo unde le e locul. În raiul scriitorilor sau în grădina raiului unde sunt scriitorii. Poate acolo sunt toți. Vă mulțumesc. Da. Și acum este momentul Alex Ștefănescu, Nicolae Manolescu, într-o înregistrare video. De fapt, doar Alex Ștefănescu, care a fost premiantul ediției din 2017 a Alexandriadei, da, la prima ediție. N-a putut fi prezent la Bacău și i-am dus premiul la București și l-am rugat să-mi acorde câteva minute, 2-3 minute. O să-l vedeți imediat pe Alex Ștefănescu în fața bibliotecii lui, în casă, după care mi-a
solicitat să mergem în Livada cu Cireși, poate ați știut, ați aflat de asta, Livada cu Cireși, vorbind despre Vasile Alexandrii. Așadar, Alex Ștefănescu. Vasile Alexandrii este un poet care contează pentru mine și pentru milioane de români. Chiar Vasile Alexandrii este un poet care contează pentru mine și pentru milioane de români, chiar și fără referințe culturale. Adică este de ajuns să iei o carte de poezie de Vasile Alexandrii și să te lași transportat de versurile lui simple și fermecătoare. Alexandrii, în același timp, este și un simbol pentru literatura română, este un clasic al literaturii române și apoi cum am putea să-i punem în îndoială valoarea din moment ce l-a admirat Eminescu. Adică să ai un cititor ca Mihai Eminescu și să nu și să-ți mai poată pune ceva la îndoială valoarea. Eminescu a fost un admirator declarat, după cum știu toți cei care au citit poezia Pigoni și unde este lăsată formula de neuitat despre Alexandrie, acel rege al poeziei, rege al poeziei. Nu există un calificativ mai înalt decât acesta. Alexandrie, la rândul lui, a avut o atitudine elegantă față de Eminescu atunci când plutea în aer ideea malițioasă că a apărut un tânăr poet care scrie mai bine decât Alexandrie. Alexandrie a dat o replică în versuri, bine cunoscută celor care cunosc literatura română. E unul care cântă mai bine decât mine, să-i fie bine țării și lui cu atât mai bine. Este un exemplu și de relație între doi mari scriitori din generații diferite. Alexandrie are o atitudine luminoasă față de existență. Unii l-au ironizat spunând că el este un musafir de lux în mediul țărănesc, că nu cunoaște greutatea muncii la câmp și că vede numai ceea ce e grațios și frumos ca într-o operetă. Eu cred că se înșeală cei care spun asta, pentru că Alexandrie proceda așa în toate privințele. Deci avea o privire selectivă asupra vieții, ignora ceea ce este disgrațios și aducea în prim plan ceea ce este frumos. Dar nu falsifica realitatea. Nu falsifica, ci selecta ceea ce este frumos. Tot ceea ce spune despre munca la câmp este adevărat, doar că el nu menționează și ceea ce este greu, trudnic în munca țăranului. Alții l-au ironizat pentru faptul că stătea la gura focului și asculta vigilia de afară. Viscolul, urletul lupilor. Dar și acolo comentatorii ironici se înșeală pentru că Alexandrie descrie mai bine dezlănțuirile forțelor naturii decât unii care l-au cunoscut direct înfruntându-l vigilii. Aici nu contează ce experiență ai făcut. Contează talentul literar. Și despre Hemingway se zice că nu a împușcat lei, dar descrie mai bine decât oricine o vânătoare de lei. Iar despre Sadoveanu se știe că a fost odată la un concurs cine scrie mai bine de la revista Viața Românească despre o covorâre cu Pluta pe Bistrița. În timp ce se aflau pe Plută, toți scriitorii își luau notițe și el dormea. Și când s-au scris reportajele pentru concurs, Sadoveanu a câștigat locul întâi, pentru că a descris cel mai bine nu ceea ce a văzut, ci ceea ce știa și ceea ce și-a imaginat în timpul scrisului. Alexandrie este un mare poet. Are și acea simplitate care îl face accesibil. Este o simplitate aristocratică, nu este o simplitate a omului necultivat. Are o bunăvoință față de lume care are un efect benefic asupra cititorului. Este și un om de atitudine.
piesele sale cu Coana Chirița sunt valabile și azi, numai că pe vremea aceea Coana Chirița nu ajungea să aibă funcții atât de importante cum se întâmplă astăzi. Este și un om cu umor, este și autorul unor scrisori pline de farmec, schimbate cu prietenii lui. Este un om care a învățat școală la Paris și a adus ceea ce a învățat în România, deci a importat cultură pentru România, dar a făcut și export de cultură, câștigând celebrul premiu de la Montpellier despre ginta latină și făcând cunoscută România în alte țări. Nu se poate să ignorăm rolul jucat de el în cultura română, România literară, la care colaborez de foarte mulți ani, îi consacră spații întinse, s-au publicat, de exemplu, multe pagini cu extrase din istoria literaturii a lui Nicolae Manolescu. Este unul dintre cele mai inspirate capitole din istoria critică a literaturii române de Manolescu, capitolul consacrat lui Alexandri. Și despre Nicolae Manolescu se știe că numai de ironie nu duce lipsă și totuși acest om lucid, ironic, care practică spiritul critic cu dezinvoltură, s-a lăsat fermecat de poezia lui Vasile Alexandri. A fi multe de spus, important ar fi să-l citim în mod curent. Se pot face multe pentru întreținerea memoriei lui, dar toate se pot face plecând de la citirea operei. Sunt convins că unii oameni politici care sunt insensibili la posteritatea lui Alexandri ar înțelege valoarea lui doar dacă i-ar citi opera. Da. Și, da. Și acum, numai două minute durează înregistrarea din Livada cu Cireși. A, da. Tot, da. Da, două minute. Am fost emoționat și foarte încântat când am aflat că mi s-a acordat marele premiu al festivalului Alexandri din Bacău. Am un mare respect și pentru Vasile Alexandri și pentru Bacău, care este unul dintre centrele culturale ale țării. Nu este un oraș de provincie. Este una din capitalele culturale ale țării. Și mulțumesc celor care mi-au acordat acest premiu, care contează pentru mine. Este o răsplată pentru zecile de ani pe care mi le-am petrecut la masa de citit și de scris. De altă parte, mi-a făcut o impresie foarte bună faptul că autoritățile locale sunt sensibile la problema culturii. Iată, mi-am spus, în provincie nu sunt numai baron local, cum scrie presă, ci sunt și cazuri de mecena, iar în acest caz, președintele Consiliului Județean poate fi considerat un mecena care sprijină cultura, care, printre altele, împreună cu Consiliul, au luat hotărârea semnificativă și de mare importanță de a cumpăra, de a aduce în proprietatea statului casa care s-a născut Vasile Alexandri la 14 iunie 1818, aceasta fiind, de fapt, adevărata dată pentru a nașterii lui, dată pentru care a făcut efortul de documentare domnul profesor Ioan Dănilă, unul dintre cei mai buni cunoscători ai vieții lui Vasile Alexandri. Nu știu dacă meritam acest premiu, dar dacă tot l-am primit, îmi place ideea că se consideră că l-am meritat. Cei care se ocupă de cultură în Bacău pot conta oricând pe mine, de acum înainte, și înainte, dar lucrul ăsta nu se știa și dacă pot să fiu de folos cu ceva instituțiilor din Bacău, am să o fac cu plăcere.
Domnule Brunea, numai o secundă, în revista Ateneu am aici câteva numere pe care le puteți, dacă doriți să le aveți, le puteți prelua. Aici este un interviu cu Nicolae Manolescu în 1999, când a plinit 60 de ani, despre profesorul lui de la Râmnicu Vâlcea, Traian Cantemir, căruia îi ridică un adevărat monument. Am xerografiat câteva, am câteva exemplare în copii xerox și le puteți, dacă doriți, le puteți lua. Studenții, vă rog, nu plecați că v-am luat sub semnătură, vorbesc serios. La decanat, azi a trebuit să dau o listă cu studenții cu care mergați la Onești. Vă rog, stați pe loc că vă conduc înapoi la Bacău. Serios, merg în urma voastră, nu înainte. Da? Mașina mea va fi după. Și, iar aici este o tabletă foarte interesantă și caldă a lui Ștefan Radu despre întâlnirea cu Nicolae Manolescu. Aveți aici deci, și revistele și copiile Xerox. Vă mulțumesc mult pentru răbdare. Nu, nu pleca, stați puțin, stați, vă rog, 5-3 minute, nu trebuie. Vreau să vă dezvălui două chestiuni. Una legată de Nicolae Manolescu, care mi-a zis de la început, eu nu primesc niciun premiu, n-am nevoie să-mi dați premii. Deci chiar dacă am vrut, efectiv, să-i dăm la Bacoviana, doamna Bacoviana, să-i dăm un premiu, zic, nu, că sunt președinte, nu vreau premii. A doilea legat de Alex Ștefănescu, el a mai luat un premiu la Bacău, l-a luat la Avangarda 22, la Victor Munteanu. Și în 2014 sau 2015, stând la Podul Culanțului, acolo la seara, după s-a terminat manifestarea, a zis o chestie care efectivă, dați seama ce se scrie în țara asta. Mi-a zis că el primește zilnic între 5 și 7 kg de cărți. Deci nu m-am pe un slipun, am umplut garajul, am umplut magazia cu lemne, am umplut casa cu cărți, nu m-am pe un... Ei, vă dați seama că toată lumea aștepta să scrie cronici. Când să scrii cronici când tu primești 5-7 kg de cărți, de cărți la kilogram? Așa că trebuie să-i purtăm. Eu zic, așa cum am zis și în plumb, s-a lăsat cam frig prin templul literaturii noastre cu dispariția celor patru. A lui Eugen Simion, a lui Manolescu, Alex Ștefănescu și Dan Criste. Chiar sună pustiu, dar eu am încrederea și convingerea că vine o generație din urmă care încet, încet va reîncălzi templul acesta al literaturii și al culturii române. Vă mulțumesc!